Bine ați venit la Minecraft 10 zile în apocalipsă și asta este ziua 1. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, numele meu este Marius Iancu și astăzi, hopa, hopa, că deja mi-am luat de meci. Astăzi, după cum puteți vedea, am început o nouă serie la mine pe canal. Mai exact, boi, seria Minecraft 10 zile în apocalipsă. Ei bine, fraților, această serie va avea 10 episoade și noi va trebui să supraviețuim 10 zile în această apocalipsă și totodată să evadăm de aici. Și nu uitați, fraților, că cum îmi spune această hartă pe care mă joc acum, are o anumită poveste și vom afla pe parcurs cum va trebui să evadăm din apocalipsa asta. Ei bine, băieți și fete, pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid, hai să vă zic care sunt itemele de început. Deci, după cum puteți vedea, boys, mamă, ok, efectiv este plin de zombie pe aici. Hai să vă explic care e treaba, gen, fără să mor sau ceva de genul. După cum puteți vedea, am început această serie de apocalipsă cu o bută de baseball, 6 d-astea de supă și o doză d-asta de monster, o doză de energizant. Și hai să vă zic, fraților, care e treaba cu modul acesta, pentru că nu am apucat. Ei bine, după cum puteți vedea, sunt foarte mulți zombie. Însă pe această hartă nu sunt singurul om care se află în apocalipsă. Sunt mai mulți oameni care, na, sunt în apocalipsa asta cu mine și după cum puteți vedea, foarte mulți dintre ei au fost transformați în zombie care vin după mine să mă moare. Însă eu pot să am această bătă și cred că ei sunt două shot-uri de bătă, da, două shot-uri de bătă, chiar one shot unii. Uite, ăsta e enchantat sau care-i treaba cu el? Hai să-i batem, boys, pe zombie ăștia și după să vedem care-i treaba. Deci v-am zis că această hartă are o poveste pe care o să o descoperim pe parcursul seriei. După cum puteți vedea, acolo este un loc, nu știu dacă e o biserică sau ceva. Deci, uitați-vă, boys, acolo un preot zombie, toată lumea e zombie, jurul meu. Hai să bag o dată de energizant, ok. Mamă, asta de energizant îmi dă și speed, ok, fraților. Și haideți să ne mișcăm pe această hartă. Bun, prima dată am găsit această biserică. Deci totul aici, boys, este în apocalipsă. Hopa, are de-astea, să nu intri înăuntru. Lasă-mă să intru, bro, lasă-mă să intru că vin zombie după mine. Mamă, boys! Hopa, hopa și ăla, ok. Mamă, boys, deci nu pot să intru, trebuie să... Mamă, uite-ți-vă un câine. Câine, sper să nu te iei de mine. Deci, fraților, trebuie să fac cumva să intru în această biserică. Însă, după cum puteți vedea, sunt foarte mulți oameni pe aici și nu știu cum să fac, man, ok. Trebuie să... Uiteți-vă aici încă una. Trebuie să-mi dau seama, boys. Cred că dacă iau niște lemn și încerc să ajung sus acolo, o să pot să fac ceva. Sau măcar să-mi fac o bâtă sau ceva de genul. Uiteți-vă la ăștia. Mormă odată. Dar ce, boys, pot să și lutez zombie ăștia? Adică, na, vă întreb pe voi, când eu am instalat modul, deci eu nu știu nimica. Băi, da, câine, faci și tu ceva? Ia să ne putem să-i lutăm? Boys, putem să-i lutăm sau care-i treaba cu ea? Nu putem să-i lutăm, ok. Mor și tu, bro. Sau putem să-i lutăm, fraților? Există vreo modalitate să-i lutăm? Nu cred, ok. Bun, deci trebuie să intrăm în acea biserică sau ce-o fi chestia și trebuie să-mi dau seama cum, fraților, pentru că după cum puteți vedea e cam imposibil că sunt urmărit non-stop de zombie. Însă, na, sunt curios cum o să fac chestia asta. Ia, hai să mergem pe aici, boys. Mamă, să mă lase și ăștia în pace. A, uitați-vă că acolo cineva se bate, boys. Acolo este și un civil. Dacă se bate, înseamnă că e civil, boys. Să mă duc în mină, nu, în niciun caz. Hai că încerc, fraților, să fac un parcurs pe aici. Bun! Haideți, mă! Sunt bine, gen? Sunt în siguranță aici sus? Nu spune că vin după mine sus! Boi, sunt în siguranță aici sus! Perfect! Bun, let's go! Hai că am început bine! Hai să vedem cum putem ajunge în această... Hopa! Pe aici! Oh! Oh! Boys, putem intra înăuntru! Ok, hai că e totul bine! Vreau să văd dacă filmez, să fiu sigur că filmez, ok? Deci v-am zis, boys, seria asta o să fie foarte, foarte mișto! Hai să vedem ce găsim aici, boys! Avem aici un chest! Mamă, foarte multe chesturi infestate, boys! Și asta... Hopa! Avem o armă! Holy shit, boys, avem o armă! Ok, avem o armă! Clar, putem să... Na, deci acum avem o armă, e totul mai bine! Și avem și o turetă! Nu știu care e treaba cu asta, trebuie să sparg spawnerul ăsta. Ok, avem aici mai multe de astea, însă trebuie să găsesc primul indiciu. În fiecare episod trebuie să găsesc un indiciu, fraților. Avem niște indicii în limba română, ok. Trag în el, mamă, din 13 gloanțe moare, frate. Mamă, dar ce s-a adunat aici? Boi, ce e aici? Bă, sunt prea mulți. Merită să îi omor pe ăștia, gen, pe bune? Adică, oh... Ah, fiți atenți, boys. Ah, ok, boys, nu mai am... Da, boys, nu mai am gloanțe pentru bereta asta, deci nu mai am gloanțe pe pistolul meu. Aici iară nu găsesc nimic, deci cred că, na, acest loc e ca și mort, așa că o să mă duc mai sus. Bun, și o să încerc să mă duc în cealaltă biserică. Haideți, boys, că încet învățăm și noi jocul. Învățăm cum trebuie să ne comportăm în apocalipsă. Băi, îmi place foarte mult modul ăsta. Însă vreau să găsesc primul indiciu, fraților. Știți ce zic? Vreau să găsesc primul indiciu. Hai să spargem aici. Let's go. Bun.
10 zile în apocalipsă, oamenii mei. Hopa, ia vedeți ce am găsit aici, boys. Mamă, ok, lasă-mă în pace. Putem să sărim? Bun, hai. Cred că am pus bine. Am ajuns la o nouă mănăstire de asta și după cum puteți vedea, zombii ăștia sunt toți după mine. Nu știu cum o să pot să-i omor. Sper să găsesc ceva spray sau gaz. Hopa, ce e asta? Boys? Ce încăpere asta, în fine. Hai să mergem aici sus. Mamă, uai! Ce m-a speriat asta? Mamă, sunt mai mulți, boys. Ia să ne ce găsim acolo. Mamă, bă, dar îmi dă una, mă, aruncă de pe ăsta, ești nebun la cap. Mamă, ia stai să vedem. Mamă, boi, și-am găsit aici. Holy shit, avem grenade de smoke, avem încărcătoare, avem un Glock 19. Mamă, boi, și am, deci am și pentru Glock și pentru bereta acum, perfect. Și am și o, asta, o armură, nu? Body armor, hai că ne descurcăm bine, hai să dăm reload. Vreau să dau reload la bereta asta. Hai mă, dă-i reload, dă-i reload. Bă, boys, de ce nu poți să dau reload la bereta? 92 FS și ăsta e 92 FS magazine. Boys, cum îi dau reload la bereta? Să arunc ăsta? Sau cum pot să-i dau reload? Na, în fine, boys, am Glock-ul după mea, nu mă prea interesează. Hai să vedem care e treaba aici, să lutăm totul, ia. Bang, 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 mori, așa, boys. Bun, bun, hai să vedem. Aici în continuare avem Red Bull, avem multe energizante și chestii de genul. Hopa, și am găsit o carte cu întoarce-te. Mamă, boys, ăsta este primul indiciu. Cum adică întoarce-te? Ia să vedem ce scrie aici. Întoarce-te de pe muntele de unde ai coborât. Acolo vei găsi o bază. Boys, ăsta este primul indiciu. Deci am găsit indiciu din primul episod. Hai să vedem care e treaba. Însă înainte, boys, mamă, auzit zombii ăștia și voi cum fac ca turbații. Înainte să mă duc acolo, deci a zis să mă întorc de unde am venit. Deci pe muntele, eu am plecat de pe un munte, dacă vă aduceți aminte, undeva de acolo. Și că sus pe muntele ăla este o bază. Fraților, până ajung acolo, vreau să fiți atenți ce aș încerca să fac. Aș încerca, ia stai. Am niște blocuri aici, nu. Asta e o turetă, aș putea să pun tureta asta să împuște oamenii? Gen, aș putea să fac ceva cu tureta asta, boys? E echipament asta. Ok, dar unde o echipez? Fără supărare. Hai să încercăm să spargem asta, frate. O să încercăm să spargem asta, să vedem ce e aici. Mamă, dacă e că o sparg aia înaintea mea. O sparg oamenii înaintea mea, boys. Oamenii. Mamă! Ia uite, bă, cum a apărut ăla acolo, man? Mamă, așa. Mamă, boys, se face noaptea. Boys, ce fac dacă se face noaptea? Trebuie să mă duc înapoi. Trebuie să mă duc înapoi, trebuie să mă duc înapoi. Dacă se face noaptea, cred că am... am cam încurcat-o, boys, dacă se face noaptea. E luna roșie! Holy shit, man! Ok, ok, ok. N-am vreun pat aici sau ceva de genul. O să trebuiască să supraviețuiesc noaptea aici. Băi, frate, pe vizionez care e tactica. Oh! Băi! Băi, voi vedeți? Este o mașină acolo! Fraților, păi fiți atenți care e tactica. Eu o să stau aici campat toată seara. Mamă, mamă, mamă. Lăsați-mă în pace. Așa. Eu o să stau aici campat toată seara. Stai, mă, reload. Hai, 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 hai. Boys, cum dau reload? Există vreo tastă care mă ajută să dau reload? Că eu vreau să dau reload la astea, boys. Cum îi dau reload? În fine, las că găsesc eu. Fraților, eu sunt aici campat până se face dimineață. Fraților, s-a făcut dimineață și între timp am aflat și cum să mă încarc armele. Deci fiți atenți, trebuie să îmi pun aici asta și să dau click dreapta. Bang! Și gata. Acum, după cum puteți vedea, are încărcător. Și o să mai punem și un Glock 19 magazine și facem și așa. Bun. Haideți, fraților, că ne-am umplut armele și după cum puteți vedea, acolo am găsit o mașină și trebuie să ne ducem în spate, am înțeles. Hai să vedem dacă putem face ceva în legătură cu acea mașină. Mamă, mamă, că s-au strâns după mine, boys. Putem face ceva cu mașina asta? Mă poate ajuta această mașină? Mamă, boys, nu mă poate ajuta cu nimic, după cum puteți vedea. Ok, haideți să ne întoarcem de unde am plecat, chiar dacă vin zombii ăștia după mine. Aici este un semn. Eu cred că am pus semnul ăsta atunci când îmi spawnam alea. Bun, haideți să mergem, haideți să mergem, boys. Deci s-am mai calmat apele. Băi, modul ăsta mi se pare super, super horror. Și îmi pare foarte bine că, na, această hartă este făcută de unul dintre editorii mei. Gen, ok, nu e harta făcută de el. El a luat modul și el mi-a scris povestea la hartă, frate. Și ce zic, gen, că, na, nu putea să fac un mod de genul. Deci noi trebuie să mergem pe mutele acestea pentru că o să găsim o bază, ok. Hai să vedem, boys, ce vom găsi în această bază, chică. Ok, hai să vedem. Bun. Mamă, bun, 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 bun. Hai să mergem sus, boys. Let's go, încetişor, încetişor. Mamă, să nu cumva să fie vreun zombie pe aici. Dacă eu oricum am Glock 19, am multe încărcătoare de-astea și pot să-i dovedesc.
Ok, hai să mergem sus în cedișor, în cedișor. Deci trebuie să găsim o bază. Mamă, dar mutra asta e destul de mare. Nu mă miră că are o bază pe el. Ideea e, boys, că aici sunt și supraviețuitori. Nu știu dacă mă credeți, însă sunt și supraviețuitori. Ăștia, na, nu e cazul la ei. Dar sunt și oameni care au supraviețuit. Nu știu dacă mă credeți. Hopa! Ok, boys, asta e baza? Că asta e o casă de aia normală. A, asta cred că e baza, ok. Ok, boys, ok, hai să vedem. Aceasta este baza de care tot se vorbește. Sau, mamă, asta e? Mamă, boi, și aici? Ia să-i să spargem. Ia, lasă-mă în pace. Sparge tot. Intrăm înăuntru. Mamă, închidem ușa. Închidem ușa, să mai vine nimeni. Mamă, boi, și asta? Asta e o casă? Mamă, sper că nu poate să deschidă ușa ăștia. Mamă, poate să o spargă! Bă, ești pe bune cu mine! Mamă, sunt mort. Am murit. Am murit acum. Nu, ce e aici? Hai, boi, să luăm asta rapid și să fugim. Mamă, sunt mort. Ok, ăștia fug când au gloanțe. Fraților, aproape că nu mai am gloanțe, eram să fiu la un pas de moarte efectiv. Însă v-am zis că în cazul în care trag, ăștia pleacă și am reușit să scap. Băi, dar uite-vă și acolo sus sunt. Uite, vedeți, băi, acolo se bat doi zombi în trei, pentru că unul este om. Băi, oamenii mei, fiți atenți, știți ce tactică aș avea acum? Având în vedere că în casa asta nu pot să intru, trebuie să intru în baza aia. Însă eu nici și în baza aia n-am cum să intru. Așa că o să încerc, fiți atenți, să sparg lemne, să fac un drum și să mă urc pe baza aia. Eu zic că asta e cel mai bun lucru pe care pot să-l fac în momentul de față, fiți atenți. Mergem aici și spargem niște lemne. Spargem niște lemne încetişor, încetişor și ne facem un drum până acolo. Eu zic că asta e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem momentan. Dacă asta să mă întrebați pe mine. Hai, spargem 3 lemne, nu? Așa, încetişor, încetişor, după cum am spus. Bun. Avem, mamă, mi-am uitat crafting table-ul acolo, boys. Aia, hai să mergem, fiți atenți. Punem primul aici, așa. Așa. Asta ar fi singura tactică, boys. Bun, mai am ceva, însă nu-i problemă. Mă mai duc și mai iau dintr-un copac, uite că e din copacul ăla chiar. Așa. Deci, băi, nașpa că ăștia mă atacă instant zombii ăștia, știi ce zic? Bun, hai că mai iau două. Mamă, nu m-ar mira să vină unul acum la mine. Așa că, stai puțin, băi, că trebuie să-mi reîncarc armele, trebuie să-mi reîncarc Glock-ul, adică Glock 19 magazine. Ok, bun, hai să vedem. Bun, hai să mergem, băi, haideți să mergem. Luăm astea și mergem, hai. Lăsați-mă în pace, băi, zombilor. Bun. Mamă, băi, și acum trebuie să... Mamă, ce credeam că o să cad aici, uai. Acum trebuie să și urc pe aici. Ok. Ce acolo sus? A, acolo e un zombie. Cum fac, fraților? Ia aici, hai să sparg lemnul ăsta. Mamă, băi, deși e intens rău de tot. Am spart lemnul, mi l-am pus aici. Eram sigur. Bun. Efectiv mort. Mamă! Cum ai ajuns tu sus, mă? Mamă, dacă pic de aici sunt mort, efectiv, boys. Mamă, băi, cum ai ajuns ăștia acolo sus? Bă, lăsați-mă în pace. Fraților, ce fac acum? Ce pot face acum? Numai să sparg asta mai pot. Sparg asta și încerc să mă urc sus. Mamă, boys, efectiv, eu nu știu de unde vine bunii ăștia și tot vor să mă moare. Așa, mergem aici. Bun, haideți, boys, haideți că am reușit să ajungem pe baza secretă de care ni s-a spus. Băi, a fost intens rău de tot, dar hai că mai jucăm puțin. Haideți că mai jucăm puțin. Deci am omorât pe ăștia, bă, stai. Eu pe ăștia pot să-i lutez cumva? Sau de ce rămân aici jos? Rămân așa morți, gen? Nu pot să-i lutez. Bun, hai să vedem, frate, ce putem face pe aici. Ia, hai că putem să mergem jos. Și că, mamă, aici sunt spawnere de-alea. Sentry turret. Asta cred că pot să pun aici, boys, nu? Ia. A, de aici veneați, mă, voi. De aici veneați. Pă, băi. Ia, plecați, mă. Bă, da, boys, nici nu mai trebuie să trag în ele, dau numai așa. Dar, boys, tureta asta, nu înțeleg. Unde trebuie să o pun, această turetă? Trebuie să o pun undeva pe capul meu, undeva, bar n-am. În fine, cred că o să mă ajute în curând. Așa, hai să vedem care-i treaba aici mai jos în această bază secretă. Însă mi-e cam frică să cobor acolo jos. Asta e că o să încerc. Mamă, mor mă, fraiere, așa, bun. Ce-i aici? Aici nu găsim nimica. Mamă, boys, cred că mi-am semnat moartea. M-am semnat moartea, oficial, da. Oficial mi-am semnat moartea. Băi, unde sunt? Băi, nu mai văd nimica. Unde sunt? Mamă, mi-a semnat moartea. Ba nu, sau? Avem aici ceva. Vreau să ies.
Bun, fraților, haideți. Mamă, ok, stai că am găsit un loc unde cred că pot intra. Mamă, ok, stați că am găsit arme aici. Mamă, trebuie să-i omor pe ăștia toți. Trebuie să-i omor pe ăștia toți. Mamă, boys, ok. Trebuie neapărat să mă calmez, pentru că am găsit iteme noi, am găsit Night Vision Goggles, am găsit multe chestii. Bun, fraților, păi fiți atenți, gen, bănesc în baza aceasta secretă, în această bază care nu e prea secretă, este o bază normală, se află următorul indiciu. Ei bine, fraților, aici se termină prima zi din Apocalipsă. Dacă v-a plăcut episodul și vreți să continuăm seria, scrieți la comentarii. După cum puteți vedea, este o serie foarte, foarte intensă și probabil, ia uite, mamă, pot să-mi upgradez armele pe bune, boys? Voi vedeți că pot să-mi pun de-astea pe arme? Boys, na, mai e de învățat la modul ăsta, însă ăsta a fost primul episod. Dacă vreți să mai facem și să facem episoade mai noi, scrieți la comentarii. Vedem care va fi următorul indiciu. Eu am fost Marusiancu, v-am pupat pe toți, pa, pa! Ați auzit bine, băie și fete? Ne aflăm în ziua 2 de Apocalipsă și provocările se țin lanț. După cum știți din episodul trecut, se aud foarte, foarte mulți zombi pe fundal. Am dat această bază în mijlocul muntelui. După cum puteți vedea, este efectiv gigantică și ghiciște, fraților. Avem o provocare în această bază. Nu știu exact ce trebuie să facem. Sper că nu trebuie să explorăm sau ceva de genul, pentru că o să mă cac pe mine de frică. Pentru că mi se pare super horror și auziți și voi cât de mulți zombi sunt pe fundal. Însă hai să vedem ce provocare avem în episodul de astăzi. Hopa, avem un pickaxe, avem o carte cu 2 și 16 de-astea de monster. Hai să vedem ce zice aici. În clădirea de sub tine se află un supraviețuitor. Misiunea ta este să-l găsești și ai doar un pickaxe la dispoziție. Holy shit, boys, voi ați auzit chestia asta? Mamă, man, deci se află un supraviețuitor aici jos și noi avem doar un pickaxe la dispoziție să-l salvăm. Ok, hai să mergem, boys, unde-i supraviețuitorul? Trebuie să-l găsim. Haideți prima dată să coborăm aici jos. Deci trebuie, boys, încet, încet. Hai să vedem dacă nu există vreo chestie pe aici. Băi, voi vedeți, fraților, ce scrie, scrie. Ma, scrie help. Holy shit, boys, ok, stai că am pistolul. Ok, stai să-i omor pe ăștia. Ok, pe ăștia nici nu trebuie să-i bat, fraților, nu mai arunc. Mamă, câți vin, bro. Mamă, dar ce s-a întâmplat, bro, deveniți atâta. Băi, trebuie, bă, trebuie să-i aruncăm. Mamă, băi, ce se întâmplă? Devin atâția. Băi. Mamă, sunt mort. Ba nu. Băi, fraților. Mamă. Avem ceva de Glock 19. Bereta asta. Hai. Mamă, fraților, ce-i cu ăștia? Ok, hai să încercăm să săpăm în jos. Uite, hai aici. Mă dezbag un monster prima dată. Bun, hai să vedem. Am picat jos, hopa, ok. Mamă, spargem ăsta, deci, de-aia ne-a dat pichisul, să spargem astea. Mamă, stai că vine ăștia după mine. Mori. Ce avem în chestul ăsta? Mamă, ce avem în chestul ăla? Niște de ăștia să punem aici? Mamă, lasă-mă. Așa. Bun. Așa, fraților, bun. Hai să vedem ce avem aici. Băi, deci sunt super, super panicat. După cum puteți vedea aici, avem un Glock 19 magazine, Glock 19 și avem și un Mac 11. Perfect. Bun, hai să ne aruncăm armele astea care nu ne interesează aici. Să ne luăm Glock 19 și avem și un Mac 11. Perfect, boys. Hai că avem arme. Deci trebuie să găsim un supraviețuitor. Boys, uitați-vă, acolo jos scrie Robert. Ăla e supraviețuitorul pe care trebuie să-l găsim. Ok, deci trebuie să ajungem la el, fraților. Ia stai, dacă sparg asta, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Deci ați văzut, băieți, că acolo scrie Robert. De jos este, băiatul pe care trebuie să-l salvăm. Ok, haideți să mergem mai departe. Deci avem arme, spargem și asta. Ok, mamă, ce-i cu ăștia? Mamă, pui, zice, suntem într-un loc destul de ciudat. Hai să vedem. Mamă, mâncare, ciocolată, Toblerone. Bun, băieți, deci baza asta are mai multe nivele. Ia uite-i pe ăștia, man. Ce-i cu voi, mă? Mamă, uitați-vă cum trag cu Mac 11-le ăsta. Mamă, ce le fac la ăștia cu Mac 11-le. Muriți, bă, fraierilor. Mamă, fraților, dar fiți atenți la ce m-am gândit. Băi, dacă vă aduceți aminte din episodul trecut, aici e un fel de hall. Băi, eu dacă sap doar în jos, o să mă duc... cum îi zice? O să mă duc la nivelul celălalt. Da, uitați-vă, aici nu sunt așa de mulți zombi, nu? Ok, hai să-i spargem pe ăștia. Mamă. Ok, boys, ok, suntem în niște probleme foarte, foarte mari. Ok, stai să-i sparg pe ăștia. Mamă, boys, suntem în niște probleme foarte mari. Deci, boys, efectiv, nu o să spargem aici și o să ne ducem jos până ajungem la Robert, ok. Hai să-i spargem. Hai să ne reîncărcăm armele, să ne încărcăm Glock 19-le. Astea aruncă că sunt goale. Glock 19. Așa, hai să...
Așa am rezolvat. Hai să vedem aici, apoi și avem tot Glock 19, body armor și Glock 17 și scar și mamă, avem magazin de Beretta, băi, să noi am aruncat pistolul ăla mai sus. Noi avem body armor heavy duty, super lightweight. Asta e mai bun sau care e mai bun? Asta e mai bun sau care? Da, cred că asta e mai bun, boys. Ok, o să ținem pe ăsta. Hai să vedem ce mai găsim în locul ăsta. Trebuie să găsim multe chestii. Uite pe ăștia. Îi spargem, desigur. Spargem și spawnerul ăsta. Ia uite și pe aia acolo, ce furtii și pe ăsta. Mori odată, fraiere. Haideți, băi, că ne descurcăm, ne descurcăm. Aici avem chestul ăsta. Iar, deci, bă, aici e mâncare și mai multe chestii. Hai să-mi lăsăm aici ce nu-mi trebuie. Uite, asta nu mi-ar trebui, asta nu mi-ar trebui. Lăsăm și cărțile, boys. Avem smoke grenade. N-o să lăsăm acunșpele. Bun, hai că ne descurcăm bine. În barrel nu-i nimica. Hai să mergem și mai jos, fraților. Mergem nivel până ajungem jos la Robert. Mamă. Ok, ok, stați că aici cred că am dat de o mică belea. Aici cred că am dat de o mică belea. Muriți odată, fraierilor. Mamă, boys, mamă. Mamă, am dat de o mare belea aici, după cum puteți vedea. Mamă, vine ăștia, vor să mă moare toți, holy shit. Ne descurcăm destul de greu, fraților. Am reușit să arunc zombia, dar văd că se urcă la loc, holy shit. Trebuie să mă duc să sparg spawnerul. Sparge-l și pe ăsta să-l sparg. Bă, dar n-am un bloc să pun acolo să blochez zombii. Un bloc vreau să blochez zombii. Ok, boys, bun, mamă, băi, deci efectiv e prea intens. Avem aici foarte, foarte multă mâncare. Haideți să și mâncăm ceva, bă, băieți, bă, să ne facem mai multă energie sau ceva de genul. Ok, bun, deci vedem că asta îmi dă energie, ok. Hai să vedem aici, boys, trebuie să găsim ceva în locul ăsta, nu în chestul ăsta. Mamă, ce-am găsit, boys, am găsit un scar și o grenadă. Ok, bun, deci deja, boys, cred că nu mai pot să păstrez toate itemele. Așa că trebuie să mă decid, Glock 17. O să păstrez Glock 17, boys, pentru că cu Glock 19 nu mai am ce să fac. O să păstrez scarul. Da, deci scarul și Glock 17 o să-l păstrez. Nu mai am ce să fac altceva, boys. Restul trebuie să le arunc. Asta iar o să le păstrez că n-a sunt normale. Însă restul, boys, trebuie să le arunc. N-am ce să fac, trebuie să păstrez scarul ăsta și Glock 17 pentru că am ce face cu ele. Ok, hai să mai bag un pop tarz de ăsta și să mă duc și mai jos, boys. Ok, hai să vedem. Mergem și mai jos. Cine din mine? Au dat ăștia deja de jos? Unde sunteți, mă? Ia. Ok, tragem în ăsta. Tragem și în ăsta. Mori așa. Spargem rapid. Hai, unde sunteți? Hai, da. Ok, boys. Bun, deci hai că etajul ăsta a fost mai light. Și cred că la etajul de jos e Robert, boys. Cred că la etajul de jos e Robert. Oh, mamă, ce avem aici? Micro-Uzi. Ce bine că l-am păstrat. Avem un backpack, fraților. Un micro Uzi surprest și iar Glock 19 magazine. Luăm și pe ăsta, chiar dacă nu mai avem Glock 19 că l-am aruncat. Asta e, pot să iau backpack-ul ăsta cu mine, boys? Cum pot să-l port? Aici pot să-l port sau cum? Este echipament. Cum, mai exact, fraților, pot să-l deschid? Uitați-vă cum stă backpack-ul ăsta pe mine. Gen, în backpack-ul ăsta pot să pun anumite chestii, băi? Nu știu, fraților, momentan cum se folosește un backpack de ăsta. Dar chiar vreau... Chiar o să vreau să aflu, dar na, vedem, ia, dacă îl pun aici în chest, gen, îl deschid cumva. Ok, boys, nu știu cum se folosește, dar urmează, bănesc că urmează să aflăm. Hai să vedem ce mai găsim pe aici totuși, mamă, cum se au zombie aia. Iară mâncare și toate prostiile astea. Bun, hai să mergem și mai jos, boys, let's go. Mergem și mai jos și mai jos. Aba, nu, Robert e la următorul, nu la ăsta. Ok, mamă, stați că aici o să vină ăștia pe mine, o să vină ăștia pe mine. Trebuie să-i bapă toți. Mamă, stai să sparg ăsta rapid. Hai, lasă-mă în pace. Mamă, nu mai am glanțe. Trebuie să reîncarc pe scar rapid. Ok, boys, cred că am recărcat pe scar. Cum adică, băi? Scar H Black. Am, mamă, deci ăla e scar H Black și am scar H Sand. Oh my god. Punem asta aici. Bun, frate, o să vedem ce și în chestul ăsta. Mamă, și în chestul ăsta iar e foarte multe, sunt foarte multe chestii. Avem micro Uzi magazine, Glock 17 și încă un Beretta. Băi, punem astea, dar sunt, mamă, sunt curios. Deci scarul ăsta, fraților, n-avem ce să facem cu el. Îl aruncăm, că n-avem gloanțe pentru el. Însă sunt curios de micro Uzi-ul ăsta, surpresat. Asta pot să-l folosesc, gen. Aș putea să-l folosesc, nu? Asta trebuie să pot. Asta ce zice? Heavy duty.
Aș putea să-l folosesc, nu? Și să dau reload cu el. În fine, hai să vedem, să mergem mai departe, boys. Pentru că sub se află Robert al nostru. Aici e șampon și aici e mâncare, am înțeles. Bun, haideți să mergem și mai jos, fraților. Pentru că acolo se află Robert. Ok, mama, aici cred că, aici cred că o să fie nebunie. Unde-i Robert? Cred că o să fie mai greu să intrăm în locul ăsta. Că na, fraților, aici sunt mai mulți, vă dați seama. Mamă, cât sunt! Mamă, boys, cât sunt! Da, am avut dreptate, n-am o grenadă aici? Mamă, o grenadă. Ba da, am o grenadă. Ia asta, nu grenada asta. Ia hai. Unde sunteți? Am aruncat grenada. Am aruncat grenada, boys. Mamă! Mamă, ce le-am făcut grenada? Oule, și mă bag și eu, mă bag și eu, mă bag și eu. Mamă, muriți, muriți. Mamă, boys, cât de inteligent a fost să gândesc asta. Mamă, boys, cât de inteligent a fost faza asta. Scrieți-mă la comentarii de nu. Băi, ce am gândit-o, băi, am spart pe toți cu grenada. În fine, boys, în fine, ok. Ok, însă fiți atenți că încă nu o să mă duc, încă nu o să mă duc la Robert. Vreau să lutez totul și după să văd care trebuie. Filmez asta, da? Deci în continuare filmăm, să nu fie vreo problemă. De ce chestul ăsta nu se mai află nimica, boys? Ok, asta e destul de ciudat. Vreau să văd totuși dacă mai pot să găsesc vreo grenadă sau ceva de genul. Mama, aici mai sunt oameni, bănesc că mai sunt, că mai vor să-l omoare pe Robert, mai mulți. Boi, scrie ajutor pe sign-ul ăla. Robert are pe bună nevoie de ajutor. Mamă, băi, dar și dacă s-a transformat în zombie? Ce ziceți, fraților, dacă s-a transformat în zombie? Uite-i păști aici, câți îți, băi. Băi, dacă dau drumul la astea, bă, vine și ne mișună pe toți, fraților. Nu mai există așa ceva. Da, fiți atenți, vreau așa de o curiozitate. Ia stai să deschid, asta aici să trag puțin în zombie. Vreau de o curiozitate să văd dacă pot să... Deci micro Uzi magazine. Deci probabil pot să folosesc micro Uzi magazine aici, nu? Ia să vedem. Da, merge, ba? Ba, merge, bun, perfect, bun. Haideți, fraților, să vedem care e treaba cu Robert. Doamne, ajută să nu fie zombie. Ma, what? Mamă, uite-l pe ăsta! Mamă, sper că nu era Robert care s-a transformat în zombie sau ceva de genul. Hai să vedem care e treaba cu Robert, boys. Ajutor, zice el. Hai că te spargem. Ia, uite-l pe Robert, boys. Nu este zombie. Asta e chiar foarte, foarte bine. Hai să vedem ce avem aici, bun. Ia zi, Robert, frățiorul, care-i treaba, gen? De ce a trebuit să te salvezi pe tine? Îți mulțumesc că oricum m-ai salvat, dar trebuie să-ți zic ceva. Mamă, boys, ok, Robert, sper că ce urmează să-mi zici are legătură cu faptul că trebuie să ieșim de aici și cu faptul că trebuie să supraviețuim din apocalipsa asta, boys. Știți că noi trebuie să ieșim din apocalipsă, însă momentan nu știm cum. Ok, băi, Robert, păi fiți atenți, boys, ce o să fac aici, fiți atenți. Înainte să termin episodul, o să-i las lui Robert aici, gen, pentru că o să fie cu mine de acum. O să-i las niște iteme, fiți atenți. O să-i las un Glock 19, pentru că na, poate are așa. Da, Glock 19, perfect. O să-i las un body armor de ăsta. O să-i las niște mâncărică de ăsta. O să-i las și un micro Uzi, că am un micro Uzi supresat de ăsta și n-ai aceeași chestie. Glock 19. Bă, dacă îi las Glock 19, îi las și magazin de Glock 19. Îi las și un sentry barrel. Îi las și o ciocolată Toblerone. Și îi las și un backpack, că poate știe să-l folosească. Uite că îi las și câteva de astea de monster. Însă, Robert, stai aici două secunde, frățiorul. Pentru că o să mă torc înapoi. Deci, pe bune, o să mă torc înapoi să nu pleci de aici sau ceva de genul. Însă, înainte, boys, vreau să mă duc. Pentru că lângă astea, lângă această bază, mai este încă o biserică sau chestii de genul. Și vreau să văd dacă... Nu, încă niște case. Și vreau să văd dacă sunt supraviețuitori și acolo. Boys, asta e o mașină. Ok, pot să repar mașina asta cumva? A luat foc. Asta e, dacă dau unea o să explodeze? Gen? Sau... Gen, pot să repar cumva? Nu, ok, boys, vreau să văd dacă sunt supraviețuitori și acolo. Și după ne vom întoarce la Robert. Ok, opa, pa, aici mă refeream. Hai să vedem. Aici supraviețuitori? O, mai sunt ăștia care sunt morți. Nu. Și hai să vedem și aici aproape, mai aproape. Let's go. Nici aici, fraților, nu cred, nu?
Da, amici, cel mai sunt supraviețuitori. Bun, băie și fete, deci asta a fost asta a fost ziua a doua, mamă, și asta. Asta a fost ziua a doua în apocalipsă. Am reușit să ne întâlnim cu Robert, să vedem care e treaba. Uite, scrie help us, ajutați-ne, hell, ajutați-ne, stay away. Stați departe de locul ăsta, mamă. Mamă, uite ce cu ne simțiți ăștia. Lăsați-mă în pace să mă duc aici rapid să mă baricadez cu Robert aici. Bun. Deci, fraților, că am ajuns cu episodul ăsta. Revenim la episodul 3 cu Robert mâine. V-am pupat pe toți. Pa, pa. Băie și fete, vă spun sincer că aș fi vrut să încep acest episod cu niște vești bune, însă nu este cazul. Știți și voi, de data trecută, că am găsit un supraviețuitor în această bază, însă, fraților, s-a întâmplat ceva foarte, foarte tragic. Am fost puțin pe afară să mai caut hrană, să mai caut resurse și totodată să mai caut niște supraviețuitori și cât timp a fost plecat, boys, Robert a fost mușcat de către un zombie. Da, ți-a auzit foarte bine, după cum puteți vedea, e sânge peste tot aici în cameră și Robert stă acolo, pentru că tocmai a fost mușcat de un zombie și urmează în următoarele momente să moară sau, gen, să moară și după să se transforme zombie, fraților, și eu nu știu ce să-i fac. Băi, Robert, frățiorul, spune ce naiba facem, cum adică o să mur sau care-i treaba? Marius nu mai am mult. Mamă, stai! Mamă, fraților, ce naiba? Băi, stai că vine ăștia la mine, stai să pun asta aici. Robert, zi odată. Marius, nu mai am mult. Am fost mușcat de un zombie, dar am apucat să-l omor și să mă ascund aici. Ok. Din câte știu eu, mai am maxim o oră de trăit, dar tu mă poți ajuta. Hopa, deși că mai are o oră de trăit, adică, boys, după o oră Robert o să moară și o să intre în personaj zombiul Robert. Însă eu îl pot ajuta, fiți atenți. Trebuie să mergi să faci rost de o doză de antidot galben KDKG85. Ok, deci știi că Robert, ca să se facă înapoi om, gen, are nevoie de antidotul galben KDKG85. Ok, bun, am reținut, ok, deci un antidot galben, asta e ideea. Bun, păi și cum fac rost de asta? O poți lua de la niște prieteni de-ai mei care s-au ascuns într-o veche farmacie. Ai toate detaliile în chest. Mamă, băi, deci urmează să mergem la o mare vânătoare de antidoturi. Hai să vedem ce avem aici. Locații de la Robert, cum adică locații? Nu este o singură locație? Gen locația farmaciei respective. Locație farmacie 150 cu 70 cu minus 170 și locația bunkerului unde este cheia farmaciei 115 cu 70 cu minus 90. Vor, fraților, deci noi acum suntem la 22 cu minus 113, deci o să ajungem foarte, foarte rapid acolo. Deci oficial mergem în misiune. Avem o oră la dispoziție să găsim acel antidot și să-l aducem înapoi lui Robert. Robert, frățiorul, ai încredere în mine pentru că o să fii înapoi om mare, cum se spune. Ce zic, gen, o să... Stai și că te fac înapoi om. Hai să spargem toate chestiile astea, fraților, și să mergem mai de... Mamă, ok. Mamă, trebuie să îl împuși pe ăsta. Trebuie să ne grăbim, fraților, și să mergem acolo. Bun, deci vreau să ies prima dată din locul ăsta super, super ciudat. Stai să spargem. Bun, deci haideți să vedem pe unde să o luăm, fraților. Ok, o să o luăm pe aici. Deci trebuie să mergem la 123 și în față e 17 și noi avem de mers prima dată la bunker. La minus 90 cu 115 cu 70. Aha, bun, 115 cu 70 cu 90, am înțeles. Bun, deci haideți să o luăm prima dată, boys, pe aici. Hopa! Ce-i asta, fraților? Hopa, e asta că mai există o casă așa neașteptată, aș putea să spun. Ok. Care-i treaba cu casa asta, boys? Ok, ceva aici nu. Mamă, ia uite, boys, iară muniție. Muniție de Mac 11. Ia uite, fraților, ok, haideți să luăm toate chestiile astea. Avem și ceva Beretta, mai avem ceva la Glock, gen Glock 17. Ok, mai avem magazine la Glock. Bun, boys, păi, dar hai să fiți atenți, hai să dăm reload la tot. Micro Uzi Magazine punem aici. Punem Glock 17 Magazine și dăm reload. Bun, fraților, haideți că suntem plini de arme. Ok, acum ar trebui să mergem la un bunker. Hopa, că acolo e ceva. Deci ar trebui să mergem în față, dacă nu mă șel, nu, în spate pe aici. Let's go, deci la 115 cu minus 90. Bun, unde este 115? 115 cu minus 90, cred că este în partea asta. Deci trebuie să găsim un bunker unde vom găsi cheia ca să intrăm în acea farmacie. Ok, hopa, hopa. Bun, mamă, boys, dar ce facem dacă prietenii lui Robert nu mai sunt prietenii lui Robert și deja sunt, mamă, ce asta? Ok, e un tabel normal. Ce facem dacă prietenii lui Robert, fraților, s-au transformat în altceva, știi ce zic? Hai să vedem, ok. Băi, 115 cu minus 90. Ah, boys, fiți atenți. Am ajuns la 115 cu minus 190. Ăsta să fie bunkerul și să fie găsite coordonatele, boys. E,
Ok, ia stați, hai să merg, deci o să merg în față pe aici, o să merg și la minus 90 și vreau să văd dacă și aici ai vreun bunker. Bun, fraților, cred că Robert a greșit din cauza faptului că, cum îi spune, din cauza faptului că e sub antidot, pentru că la 115 cu minus 90 nu există absolut niciun bunker, am săpat și acolo în jos și nu am găsit nimica. Însă aici, boys, este 115 cu minus 190 și vedeți că e chestia asta care bănesc este un bunker. Mamă, băi, dar ce-s cu atâția oameni? Pai să sap în jos, ce? Nu pot să sap în jos dacă e un bunker. Ok, ok, cred că e un bunker pe bune. Însă fiți atenți, o să trebuiască să mă grăbesc, o să trebuiască să fac o schemă foarte, foarte rapidă ca să intru în bunkerul ăsta. Ok, bun, 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 bun. Bun, bun. Mamă, fraților, ok, bun. Bun, ok, bun, am coborât în bunker, am înțeles, m-am pus și dacă locația farmaciei e greșită. Farmacie la 150 cu minus 170, adică e mai aproape decât noi, genii e mai aproape de noi. Ok, fraților, am ajuns în bunker, mamă, băi, dar în apocalipsa asta mă fascinează, băi, că sunt oameni la fel ca mine, care și-au făcut anumite baze, băi, dar, gen, până la urmă, ce-i chestia asta, gen, adică, ce-i blocul ăsta? Oxidized copper. Ok, bun. Hai să vedem, fraților, ce găsim aici. Avem aici foarte multe chesturi. Mamă, câte chesturi avem. Ok. Aici găsim niște mâncare ca de obicei. Aici are mâncare. Un monster mi-ar trebui, că oricum am prea multe chestii. Să mai las și din ele, dacă tot am ajuns aici. Lăsăm că mai multe chestii. Hai să vedem acolo, boi, ce. Aici iar e Glock 17, hai că luăm numai magazinurile astea, că nu mai avem nevoie de ăsta. Păi, bă, și cheia e undeva pe aici, gen, sau care-i treaba? Opa! Am găsit cheia, fraților! Ok, mamă, și fiți atenți că am găsit mai multe chestii. Am găsit iar un magazin pentru bereta ăsta. Am 7 magazine pentru bereta. Am și pentru micro Uzi, asta nu, mai cu 11. Ok, aruncăm și astea. Bun, am găsit cheia lever-ul ăsta. Body armor standard și ceva backpack. Știți, boys, de episodul trecut că backpack-ul i-l-am lăsat lui Robert, pentru că eu nu știu cum să-l folosesc, men. Scrieți voi la comentarii dacă știți. Bun, hai să vedem ce urmează să facem. Mamă, dar în baza asta secretă stăteau doi oameni sau care era treaba? Bun, deci avem lever-ul ăsta și trebuie să ne ducem la următoarele coordonate ca să luăm antidotul. Mai exact la 150 cu 70 cu minus 170, care după cum cred, dacă merg așa, da, deci ar fi în față, deci încolo, în partea aia ar fi, gen. Acolo ar trebui să fie. Ok, fraților, bun. Deci avem astea, ia să vedem, body armor ăsta e mai bun decât ăla de care l-am, pe care l-am eu. Nu, boys, ce body armor am eu e cel mai bun. Ok, boys, hai că suntem ok. Deci suntem ok pe iteme, suntem ok pe absolut tot ce avem. Haideți să mergem la farmacie. Însă întrebarea mea e, boys, cum o să scap eu de aici, văzând câți mobi sunt? Băi, cred că e o foarte simplă explicație. Adică cred că o să iau, fiți atenți, o să iau pe aici și o să încerc să mă duc în sus. O să încerc să fac un drum în sus. Sau, boys, chiar să merg. Băi, fraților, fiți atenți, că locația la 150 cu minus 170. Hai să merg pe sub pământ acolo. Boys, hai să merg pe sub pământ și să ies direct în farmacie ca să nu mă moare zombie. Mamă, ce idee mi-a venit, fraților. Mamă, nu vine să cred, ok. Deci 150 cu minus 170 în partea asta. Vedeți acolo în stânga coordonatele. Gen, ok. Deci în partea asta, boys, cred că mai avem câteva blocuri. Eu filmez asta, da? Mamă, boy, deci asta e cea mai tare idee care mi-a venit. Să intru prin farmacie pe sub. Mamă, deci suntem, mă simt ca într-o misiune de asta, de salvare. Ok. Deci, hai că imediat ajung la 170. Hai să zicem prima dată la minus 170, să fie ultima minus 170. Bun, aici. Și acum trebuie să săpăm în față vreo 22 de blocuri. Deci facem așa și după mergem în sus. Ar trebui să dăm de tovară și lui Robert, dacă nu cumva sunt și ei zombi acum. Sau poate chiar am dat de înainte. Ok, mamă, dar sper, boys, Robert să fi dat coordonatele bune. Hopa, unde sunt? Ok, boys, stați că am picat aici. Hai să merg tot în față, gen. Am picat într-un lac de ăsta super, super ciudat. Însă, mamă, boys, mamă, aud parcă zombii care vor să vină după mine. Așa că o să mă baricadez aici. Hai să mergem tot în față, boys. Mai avem încă 5 blocuri. Așa. Bun, stai, puțin 148, 149, 150. Acum suntem la coordonatele pe care mi le-a dat Robert. Da, ați auzit foarte bine. Păi acum hai să mergem în sus, gen. Ar trebui să spargem în sus câteva blocuri și să intrăm fix în acea încăpere. Mamă, sper să nu pice vreun zombie aici cu mine. Ia stai, mamă, stai să dau reload la micro Uzi ăsta. Micro Uzi, să dau reload, fraților. Ok, aia e. Să dau reload, ok. Trebuie să am reload în cazul în care pică vreun zombie să-l împușc. Hai să vedem. Mergem tot în sus. Oh! Boys, am găsit ceva. Mamă, dar ăla ce e?
Băi, ăștia ce sunt? Ăștia sunt oameni sau zombi? Ăștia sunt oameni. Fraților! Ok! Get out, scrie aici. Băi, cred că am găsit... cred că am găsit farmacia. Ăștia au fi tovarășii lui Robert. Mamă, cât zombi sunt aici. Ăștia cred că sunt tovarășii lui Robert. Vedeți că sunt oameni reali, n-avem treabă cu ei. Ok, și acum trebuie să găsim antidotul lui Robert. Mamă, scrie aici get out. Băi, fraților, mă sperie. Mamă, și vedeți că nici nu puteam să-i trece, că erau lanțuri. Mamă, bă, ce idee bună mi-a venit. Cred că așa era gen singura cale pe care puteam să intru pe aici. Ok. Hai să vedem dacă aici găsim ceva. Hopa, uite aici un chest. Ia să spargem ăsta. Să vedem, trebuie să găsim antidotul. Mamă, avem Scarhill Black, fraților. Let's go, în sfârșit. Mamă, și avem și un body armor de ăsta mai bun. Ia stați să-mi las astea aici să mă lutez. Ok, fiți atenți, boi. Deci, în primul rând, avem avem Scarhill Magazine. Știți că ne place ăsta. Hai să luăm Mac-11 și toate astea. Micro Uzi. Haideți, băi, să renunțăm la micro-uzi, că deja nu mai avem ce să facem. Și avem această armură, care e mult mai bună decât celelalte pe care le-am avut până acum, după cum puteți vedea. Ok, hai că suntem mai echipați. Night Vision, Google, hai să luăm. Punem aici, punem și ăsta. Haideți, băi, frate, ok, eu zic că suntem bine. Avem și un Scar Black, de la care avem și magazines aici. Adică știți și voi că suntem buni rău de tot. Bun, ok. Am făcut toate astea. Hai să mergem mai departe, let's go, bun. Acolo în față n-aș vrea să merg, pentru că după cum puteți vedea sunt zombi în încăperea aia. Hai să mergem sus la etaj, boi, dar stai, cheia la ce o folosesc? Ah, chiar aici trebuie să o folosesc, că nu pot intra. Out, cheia out aici, ok. Am deschis asta, salut frățiorul. Mamă, ăsta, bău! Ăsta are o ragă în mână. Băi, mi-a dat una, frate, trebuie să te omor. Îmi pare rău. Mamă, boi, tovarășii lui Robert vor să mă moare, o să-i omor eu pe ei. Mai e vreunul pe aici? Mamă, uite pe ăștia! Mamă, bro! Mamă, trebuie să-i bapă toți. Mamă, vin după mine. Mamă, îmi pare rău, bă, Robert, că ți-am omorât o vară și n-ați văzut că... What? Mamă, sunt spawnere de ei! Mamă, se spawnează în continuare. Mamă, trebuie să spargă aici. Mamă, sparge. Mamă, fraților. Fraților, nu-i bine. Sunt spawnere de ei. Ia stai. De unde s-au mai spanat? Mamă, băi, cred că am deschis ce strat din greșeală și am văzut antidotul, fraților. Ok, bun. Deci avem crowbar-urile de astea, dar sper că gata, s-a terminat, nu? Nu mai au de unde să se spauneze. Bun, fraților, mamă, ați văzut și voi, băi, ce nașpa e când, vrea să te moare cineva. Bă, dar primii tovarășii lui Robert erau mai de treabă, nu știu ce au vrut să mă moare. Hai să dăm, fraților, aici un reload rapid, bun. Așa. Și hai să căutăm aici, să vedem ce putem găsi. Mamă, fraților, avem și Scar Hussend de la. Mamă, avem mină. Hai să luăm, deci micro-uzi nu mai folosim. Luăm numai Mac 11 și Glock 17. Dacă Glock 19 nu folosim, avem numai Glock 17. Fraților, încercăm să luăm numai ce avem nevoie. Glock 17 magazine. Vedeți? Numai de astea avem nevoie. Bun. Hai să vedem. Deci astea sunt armele noastre main. Avem scarul ăsta, bereta, Glock-ul și micro și Mac 11, gen. Astea sunt armele noastre main. Aici ce avem? Mamă, iar încărcătură. Mamă, boys, da. Mamă, uite că un scar. Mamă, boys, bă, mi-e ciudă, man, încă un scar, știi cât Mac 11 magazine avem aici. A, dar stai că noi avem Mac 11, nu? A, da, ce prostos, mamă, boys, voi vedeți cât avem, Mac 11. A, maxim 8 poate să se stacheze într-una, bun. Hai să vedem mai departe, boys, ce mai avem. Aici cred că da. Oh, file of K85 antidote. Asta e antidotul care-i trebuie lui Robert, boys, și tocmai ce l-am găsit. Ok, bun. Hai să luăm tot ce avem nevoie aici, Glock 17 magazine, mai exact. Nu vreau Glock 19. Hai să luăm și grenajele, să luăm și smoke grenade-ul ăsta, să luăm absolut tot ce avem nevoie, bun. Și să plecăm din locul ăsta blestemat. Însă, fraților, prima dată, uite, stau să o iau și grenada aici. Hai să-mi iau blocurile și zici, boys, trebuie să ne ducem în partea aia, să mergem la bază, să-i dăm antidotul lui Robert. Bun, hai să vedem dacă și reușim să... Mamă, ok, bun. Mamă, de-astea mi-era și frică! Mamă, de-astea mi-era și frică. Cred că nu mai putem să ieșim pe aici. Sau putem? Ok, mamă, lasă-mă, frate, în pace, stai să sparg aici atunci. Lasă-mă, frate, în pace. Mamă, ok, boys, bun. Ia, dar aici e ceva? A, boys, aici nu sunt așa de mulți mobi. Mamă, ba, da, sunt. Ok, uite și Porsche de ăștia. Vreau să dau o grenadă. Dacă aș putea să dau undeva o grenadă la toți mobii ăștia, aș face-o.
Ok, bun. Fraților, se pare că eu nu pot să dau nicio grenadă. Așa că o să star de aici și o să mă duc în partea aia, pentru că acolo o să-l găsesc pe Robert. Ia uite. Mamă, stai, nu cu scarul. Vreau cu Mac 10-le. Ok, ia uite aici, pe ăștia. Mamă, cât ies aici. Am dat o grenadă. Fiți atenți, fiți atenți, boys, fiți atenți. Pou! Și am murit toți. Ok, fraților, haideți să mă duc rapid. Mamă, am luat asta de antidot. Ok, boys, mamă, deci vedeți antidotul galben de care zicea ăla. Haideți să mergem rapid. Deci în față pe aici ar trebui să fie... Uite, uitați-vă, acolo sus, vedem bun. Hai că am fost destul de aproape. Hai să vedem, boys, dacă... Dacă Robert o să se facă bine, însă probabil o să se facă. Deci, fraților, bă, episodul ăsta chiar a fost o chestie gen, a fost o experiență super, super intensă. Era să mor de câteva ori și după cum puteți vedea, în continuare am șansa asta să mor. Dar mă descurc destul de bine, băiți. Mă descurc destul de bine și sper ca încet, încet, bă, da, hai odată, încet, încet să aflu cum să ies din apocalipsa asta. Pentru că deja am terminat ziua 3, gen că trebuie să-i dau antidotul lui Robert și am terminat. Și nu am aflat cum să ies din apocalipsa. Bănuiesc că trebuie să fiu mai pregătit. Bun, mamă, hai să dăm aici. Sărim în partea asta, dacă nu mă înșel, și mergem tot în față. Păi bun, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Am reușit să luăm antidotul lui Robert. Robert, frățiorul, ia uite ce ți-am adus. Acum o să poți să te faci bine. Eu am fost Marusian cu fraților, apăsați butonul de like și scrieți la comentarii dacă vrei să apară și partea 4. Ia de aici, Robert, să te faci bine. Pa, pa! Băie și fete, eu tocmai ce am realizat o chestie. Robert ăsta mai mult mă încurcă decât să mă ajute. După cum puteți vedea, suntem în continuare în baza aia unde l-am găsit pe Robert și unde l-am ajutat să nu devină un zombie. Și ne-am pus și noi aici două paturi să stăm peste noapte să ne odihnim, că știți și voi că eu n-am dormit absolut deloc. Și uitați-vă, fraților, m-am trezit fără Robert. Da, ți-a auzit foarte bine și toată vedeți foarte bine. Aici sunt două paturi, însă Robert nu este. Și mă întreb unde naiba ar putea să fie. Adică nu cred că e nebun să fi mers pe aici. După cum puteți vedea, sunt o tonă de zombie, după cum puteți vedea. Asta e să pun asta până apoi la loc. Acum mi-am dat seama de ce am pus-o. Sunt efectiv o tonă de zombie și nu înțeleg unde ar fi putut Robert să se ducă, bro. Ce naiba a făcut, man? Ia, poate mi-a lăsat... Aici în chest n-a luat nimica. Ia, aici mi-a lăsat ceva. Scuze de la Robert. Bă, nu m-a abandonat. Frații mei, nu m-a abandonat. E fals. Nu m-a abandonat. Minte, nu m-a abandonat, nu? Marius, îmi pare rău că am plecat fără tine, dar am știut că ești obosit, așa că te-am lăsat să te odihnești. Am plecat spre sora mea, Roberta, care ghiși ce știe cheia în a supraviețui în această apocalipsă. Băi, sora Robert știe cum să scăpăm de apocalipsă și să supraviețuim? Mamă, băi, spui asta o să ne ajute să terminăm cele 10 zile. Da, auzi bine, vino și întâlnește-te cu noi la coordonatele 40 cu 70 cu minus 275. Mamă, băi, asta e o veste genială, fraților, eu filmez asta, da? Băi, asta e o veste genială. Asta e efectiv, e o veste genială. Gen, Roberta știe cum să supraviețuim cele 10 zile în apocalipsă și să iasă totul bine. La 40 cu 70 cu minus 275. Asta e, dacă mergem așa. A, deci 40 e încolo. Deci e acolo în față, gen, în față trebuie să mergem. Ok, păi hai să ieșim de aici, frate, să mergem la 40 cu 75 cu minus 275. Să vedem care e treaba, ne-a mai zis ceva? Nu. Let's go, băi, să vedem, poate găsim și care-i treaba cu ei, let's go. Mamă, băi, sunt așa de fericit, mamă, lasă-mă, frățiorul, în pace. Sunt efectiv așa de fericit că putem în sfârșit să... Mamă, să-i sălbați și pe ăsta. Că putem în sfârșit, bro, să evadăm din apocalipsa asta nenorocită, man, pe bune. Ok, hai să vedem. Bun, bun, mamă, cine e ăsta? Bă, da, e plin efectiv de zombie pe aici. Trebuie să-i bat pe toți, n-am mai văzut așa ceva. Avem și beret, avem și Mac 11. Ia stați, fraților, să-mi pun aici Mac 11 magazine. Ok, nu, stai că stau cu scaro. Deci tot în față, boys. Deci mai am maxim 100 de blocuri. Știi, trebuie să mă duc tot în față. Ok, hai să vedem. Sper să nu fie zombie pe acolo unde sunt ei și sper să fie în viață totodată. Doamne ferește, stai să îmi pun aici niște mâncare, Lucky Charms. Asta îmi dau mâncare. Îmi dau, ok, mamă, mamă, uite-i pe ăștia, uite-i pe ăștia, uite, ok. Stai, așa. Mamă, fraților, ok. Stați puțin să, ok, hai, cam pe Mac gloanțe. Mergem în față, hopa, se văd acolo niște nume. S-ar putea, uite și pe preotul ăsta, mori odată. S-ar putea ca aici să fie Robert și sora lui Roberta. Da, mă, uite, înăuntru, mamă, ta, ce și-au construit nebunii mei, băi. Voi vedeți, fraților? Și-au construit dita mai baraca sau ce-i chestia asta? Ce chestia asta, băi, mamă, și câte chestii sunt pe aici, gen. Aici bănesc că locuiesc mai mulți oameni care sunt așa din apocalipsă, mamă. Mamă, bă.
Mamă, boys, ok, sunt tot rău. Trebuie să intru neapărat acolo unde... Mamă, deci trebuie să intru în clădirea aia unde se află... Unde se află Robert și Roberta. Uite aici, mamă, hai să intru înăuntru. Gata, nu? Ok, fraților, am intrat. Perfect, Robert, sunt aici. Robert? Ce-i cu sora ta? De ce e roșie, gen? De ce are ochii roșii și de ce are sânge pe tot corpul? Gen, ce se întâmplă cu ea? Marius, ce s-a întâmplat cu sora mea? De ce e plină de sânge? Trebuie să o ajutăm. Băi, eu văd că e plină de sânge și că trebuie să o ajutăm. Dar, gen, trebuie să aflăm ce a pățit. Ia, poate scrie pe aici, pe undeva. Nu scrie nimica. Mamă, ce s-a stea? Deodorante, în fine, ia să poți să ne zici tu? Roberta, ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești plină de sânge? De ce arăți așa? Băieți, ajută-te ori. Am fost mușcată de un cal zombie. Ok, Roberta a fost mușcată de un cal zombie. Trebuie antidot zombie horse. Trebuie antidot zombie horse în satul din spate. Robert, stai două secunde, că deci stai să stai să mă mai gândesc. Deci ce a zis mai exact? Am fost mușcată de un cal zombie, trebuie antidot zombie horse în satul din spate. Deci în spatele acestei căbănuțe sau ce-o fi asta se află un sat și acolo e un antidot zombie horse. Eu trebuie să găsesc antidotul să-i dau lui Roberta, bune, să se facă bine, nu? Gen, a trebuit să meargă, sper să meargă. Eu mă duc, iau antidotul și-l dau ei să vedem dacă, cum îi zice, dacă se face bine, fraților. Mamă, ok, bun, avem o nouă misiune din ziua 4. Mamă, ia să vedem, dacă facem aici acest mult zombie după... Ok, ok, bun. Cred că nu pot ieși pe acolo. O să încerc, fiți atent, gen, ia, mi-a dat reload așa. O să încerc, ia, n-am pe aici, băi, să ies cumva pe aici prin spate. Gen, hai să ies rapid dacă ies. Mamă, ok, boys, bun, am reușit să ies. Mamă, câți sunt pe acolo. Please help, uite să vă ce scrie acolo. Ok, frate, bun, haideți să mergem în satul ăsta din spate să găsim antidotul la zombie horse, de care tot se spune. Ia să vedem. Ia, aici e cineva, gen, e un zombie sau o persoană? Ok, bun. Bun. Muriți toți, ok, hai să vedem ce e aici, boys. Stai să mă baricadez, doamne. Lasă-mă să mă baricadez, ok, boys. Ok, ok, stați că nu-i bine, că o să vină tot zombie după mine. O să vină efectiv tot zombie după mine, ce e aici? Încă un scar, da, nimica folositor. Absolut nimica folositor, asta să ies pe aici. Mamă, boys, deci băi, trebuie să mă mișc maxim. Că vin tot zombie după mine. Deci ăsta este un sat în spate, după cum puteți vedea. Sunt mai multe case, fraților. Am înțeles, ia stai să intru și aici. Sărutez tot, să vedem, gen. Sentry Legs, Glock 17 Magazine. Eu am Glock 17, deci mi este foarte folositor. Sentry Legs, nu știu neapărat ce înseamnă. Mamă, ok, lăsați-mă în pace. Bun, frate, deci după cum puteți vedea, în spatele acestei cabane al lui Robert și Roberta este un mare sat. Hai să intrăm în casele astea să vedem, poate găsim antidotul zombie horse, bro. Ia, aici găsim ceva. Nu, Glock, Beretta, Glock 17, lasă-mă, man, în pace. Mamă, fraților, ce s-a stă, mai am scar magazine. Băi, hai să, Glock 19 magazine. Băi, unde mi-e Glock-ul? Băi, mi-am pierdut Glock-ul, eu nu cred. Trebuie să fie aici, înseamnă. Ia, lasă-mă în pace, ia, aici mi-am pus Glock-ul aici. Unde mi-e Glock-ul? Fraților, băi, n-am Glock, am Glock 19, dar am nevoie de Glock 17. Ok, fraților, mi-am pierdut Glock-ul. Însă, na, o să-l găsesc eu la înapoi. Deci hai să vedem, băi, mamă, băi, dăm și de-astea, dăm și de-astea. Dă să bag de-astea, boys. Mamă, ce aici scrie run peste tot. Băi, frate miu, băi, hai să intru, n-am ce să fac acum. Ia stai, să iau astea. Așa, hai sparge tot, să pot să ia... Astup, așa, bun, boys, bun. Mamă, deci totul e astupat aici, perfect. Ok, hai să vedem, am găsit aici ceva. Deodorant, bă, nimica nu e aici, frate. Băi, nu-i vreun zombie. Bă, trebuie să găsesc antidotul zombie horse, voi vedeți, man. Efectiv, asta trebuie să găsesc, ok, deci în casa asta nu e. Hai să vedem aici, trebuie să găsim antidotul zombie horse. Să-i dăm lui Roberta să se facă înapoi, om. Pe bune. Mamă, boys, hai să spargem și pe aici.
Let's go, let's go. Hai, 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 lasă-mă în pace, zombiule. Mamă, uite ce un zombie. Moare, ok, am dat reload. Ba, mamă, voi, deci, în, efectiv, în casele astea e numai mâncare. Da, și deck of cards, un de-asta de joc, cărți de joc, mamă, mamă, au spart aia, au spart aia. Au spart aia, lasă-mă să ies. Mamă, băi, sunt o tonă, fraților, mai avem o singură casă, man. Dacă nu e nici în casa asta, unde ar putea să fie, bro, antidotul la zombie horse? Pe bune, man, ce naiba? Uite-l pe ăla cum se trăște pe acolo. Ok, mamă, să spargem asta. Hai, mă, că vin zombie. Vin zombie. Așa, bun, 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 bun. Hai că suntem 100% păziți de data asta. Să vedem, fraților, poate găsim aici ceva. Nu? A, bă, da! Horse vaccine! Mamă, boys, l-am găsit! Let's go! Antidot horse vaccine. KDKKP08. Bă, cred că ăsta e. Cred că ăsta este antidotul pe care trebuie să-i dau lui Roberta ca să se facă înapoi o fată normală, fraților. Ok, bun, dar acum întrebarea mea este cum voi ieși de aici, că sunt încolțit, bro. Mai poți să ieși pe aici, gen? Ai mai putea să ieși pe aici? Mamă, 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 ok. Bun, fraților, bun. Deci, după cum puteți vedea, sunt efectiv încolțit de zombie ăștia. Încerc să trag după ei și să-i omor. Bă, sunt foarte, foarte, foarte mulți. Asta e Mac 11, unde e Mac 11? Așa, bun, hai. Hai că sunteți morți toți, ok, fraților. Deci acum o să mă duc înapoi ca să-i duc la Roberta Magazine. O să fii atent, mai e pe aici vreo casă pe care trebuie să o lutez, gen, înainte să mă duc? Aș mai vrea să lutez ceva, fraților, gen, să nu plec așa cu mâna goală. Nu mai știu ce mai e în față, gen, hai maxim până aici puțin să vedem. Mai găsim ceva? Opa! Opa! Boys! Ce-i aia? Băi, 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 ce-i aia? Aia e o chestie medicală, man! E un camping medical! Opa! Sau poate aici o să găsim zombie horse vaccine-ul ăsta bun? Bă, e o chestie bună, fraților. Ia hai să vedem, ia hai să vedem, ia hai, sparge-te. 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 A, stai, că poți să intru și pe aici, mamă, cât ies! Mamă cât ies. A, ba nu, nu pot să intru și pe aici. Mamă, uitați-vă câte antidoturi și câte chestii. Mamă, fraților, ok, asta am spus. Deci fiți atenți, o să mă urc aici sus ca să îmi pun astea cu mici, să-mi arunc din iteme și mă duc acolo, poi să iau câte mai multe antidoturi. Mamă, bro, și aici e. Băi, o să mă umplu efectiv de medicamente, lucru care gen chiar trebuie să se întâmple acum. Magazine empty, n-am nevoie. Smoke grenade, ăsta și avea nevoie. De ăsta n-am nevoie. Ăsta iară n-am nevoie. Bun, hai că am făcut bine ce am făcut. Ia, hai să picăm aici jos. Să ne băgăm aici jos. Mamă, 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 ok. Hai să luăm tot, tot. Mamă, boys, mamă, 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 lăsați-mă în pace, mamă, boys, câte chestii am luat. Uitați-vă câte aid kit-uri și toate chestiile astea. Mamă, câte utile sunt astea. Vă nu vă vine să credeți, voi, dar sunt extrem de utile. Mamă, ok, dă-mi asta. Mamă, nu mai pot să iau, iar am inventarul full. Dar, fraților, acolo mai era un vaccin, ok, l-am luat și pe ăla. Am luat mai multe vaccine, am luat mai multe de-astea, o să mai iau, avem aspirin, avem de toate bune. Haideți să ne întoarcem, mamă, fraților. Deci am luat așa de multe chestii medicale, 100% o să ne ajute ca să... Cum zice, o să ne ajute în a merge mai departe și totodată în a supraviețui în această apocalipsă. Hai să mergem rapid la locul ăla, adică la locul unde erau Roberta și ăștia, să sper să nu mă moare nimeni. Și să-i dăm lui Roberta horse vaccine-ul, dar mai aici horse vaccine-ul, nu? Asta e antidotul, bă. Ok, horse vaccine. Deci avem antidoturi, avem horse vaccine, avem foarte, foarte multe chestii. Bun, deci mergem acolo fix după... Fiți după pădurea asta, ar trebui să fie. Îi dăm asta și ar trebui să se transforme într-o fată normală. Ia să folosesc smoke grenade-ul ăsta, ia. Mamă, se dă smoke, mamă. Și fii atent că zombiul se duce la ea. Mamă, ce mișto, ok, bun, haideți să mergem. Imediat o să ajung acolo. Ia uite, ok, fraților. Hai că am ajuns, sper că n-au murit sau ceva de genul. Doamne ferește, bro, hai să mergem. Ok, luăm astea. Încercăm să ne cățărăm. Așa, no, nu-i bine deloc, ok, bun.
Bun, fraților, eu zic că am făcut totul bine, mamă, stai că am spart asta. Roberta, ia uite ce ți-am adus aici, un horse vaccine, ia de aici. Fraților, i-am dat antidotul Robertei și uitați-vă că acum este o fată normală. Efectiv, mamă, deci față de cum arăta înainte, băi, era un zombie. Roberta, te simți mai bine? Îți mulțumesc extrem de mult. Ok, acum că am trecut cu bine și peste asta, e timpul să vă spun planul de evadare din apocalipsă. Avem un plan de evadare, fraților. Ok, ziua 5 se anunță a fi foarte, foarte interesantă. Ne vedem atunci. Da și surori, astăzi este o zi foarte, foarte importantă, deoarece vom afla planul de evadare din apocalipsă. Da, ți-a auzit foarte bine. Efectiv, este ziua 5. Suntem la jumătate și boys, parcă ne apropiem din ce în ce mai mult să scăpăm de această apocalipsă. După cum auziți, momentan, hopa, cine pasă tu plan, boys, cum am fost lovit, ok? Momentan nu am scăpat, auziți și voi zombii pe fundal și sunt în locul ăsta cu Robert și sora lui. Însă, fraților, înainte, știți că, gen, știți din episodul trecut că am luat foarte, foarte multe de-astea de medicamente. Așa că aș vrea să le golesc și eu aici, gen, să-mi pun chestiile nefolositoare pe aici. Băi, o să pun niște aspirină, nu știu ce, și restul o să ții cu mine, boys, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de chestiile astea. Așa că mai bine țin, așa că mai bine le țin cu mine. Însă lăsăm chestia asta deloc importantă. Roberta a zis că urmează să ne zică planul de evadare. Doamne, voi stați așa de entuziasmat. Haideți să nu mai pierdem timpul și să vedem care este planul de evadare. Deci am așteptat asta de la primul episod. Hai să vedem, let's go. Băieți, probabil nu o să mă credeți, dar după atât de mult timp avem niște vești bune. Let's go, man, vești bune. Hai să auzim. Știți că am zis de planul de evadare din apocalipsă. Totul este foarte simplu. Mamă, deci după ce este un plan de evadare, bă, e și foarte simplu, asta e perfect. Let's go. Trebuie să ajungem într-un port unde niște polițiști ne vor duce cu barca pe o insulă unde apocalipsa încă nu a ajuns și nu va ajunge niciodată. Mamă, băi, deci tot ce trebuie să facem este să mergem la un port ca să fim transferați pe o insulă. Așa scăpăm de apocalipsă? Băi, e foarte simplu, evident, e mai simplu decât m-aș fi așteptat, bro. Hai să mergem, ce mai stăm aici? Ok, nu vă grăbiți, hopa. Acel port este la vreo 10 ore cu mașina, adică vreo săptămână de mers pe jos. Deci nu putem ajunge așa. 10 ore cu mașina, da, și să mergi pe jos, ce înseamnă și foarte mare șanse să mor până acolo, având în vedere că sunt foarte mulți zombie. Ok, păi și... cum ajungem? Avem vreo mașină sau ceva de genul? Dar există încă o veste bună. Eu știu unde este o mașină abandonată și eu știu, băi, că am văzut o tonă și știu cum să o repar. Avem nevoie de 10 litri de ulei de mașină și totul o să fie bine. Dar tot ce avem este o bicicletă. Cum facem rost de ulei? Mamă, boys, mă simt ca la matematică, gen. Doamne ferește, doamne ferește, astăzi tu zici că e o problemă de matematică. Deci avem o bicicletă și gen, avem nevoie de 10 litri de ulei ca Roberta să repare mașina și să mergem la port. Băi, Robert, ai vreo idee? Doamne, ce? Ai nevoie de ulei de mașină? Dacă știam, ce să știi? Înainte să ajung în situația în care am fost, am trecut pe lângă un McDonald's. Ok, și ce treabă are asta cu uleiul de mașină? Da, ați auzit bine, acum este plin de sânge și de zombie și acolo se află litri de ulei de mașină pentru că era lângă o benzinărie. Deci, Robert, știi unde se află uleiul de mașină? Ca să luăm gen să reparăm mașina, trebuie să mergem la un McDonald's, un fost McDonald's. Păi hai să mergem, bro! Hai să mergem, gen, luăm de acolo și după gata, am evadat din apocalipsă. Marius, te poți duce tu la el, e bicicleta afară, gen, și McDonald's e la coordonatele 850 cu minus 850. Mamă, boys! Sunt vreo 1000 de blocuri până acolo, man! Eu cu Roberta te așteptăm aici, pe bune, știu că cer multe, însă e singura noastră salvare, băi, ca mare dreptate. Fraților, ați auzit foarte bine, având în vedere că avem o singură bicicletă, doar un om se poate duce să facă rost de ulei de mașină, așa că o să mă duc eu, stați puțin, băi, prima dată să iau niște mâncare de aici, băi, să-mi țin mâncare așa, băi, stai, mi-am pus mâncare aici, gen, nu mai am absolut nimic, băi, așa de nașpa m-am dus și mi-a zis cineva și că să dau click dreapta pe backpack-ul ăsta, însă nu. Nu prea merge așa, vezi, gen cu click dreapta. În fine, boys. Aba, nu, gen, să dau click dreapta și să bag aia în backpack. Da, mă, așa, fraților. Mamă, de unde știați, bro? Mamă, cât de tare. Ok, bun, hai să pun mai multe chestii în backpack-ul ăsta. Bun. Hai că...
Hai că e perfect, așa. Mamă, și tu pleau din el. Mamă, băi, mulțumesc la aia care mi-a zis. Ok, fraților, deci trebuie să mă duc să iau bicicleta, să merg la 850 cu 850. Bă, vă dați seama că cu bicicleta mă transfer așa mai repede. Asta hai să vedem unde este bicicleta asta, fraților. Stați puțin prima dată să mergem așa în sus. Mamă, trage așa. E ceva pe aici? Ok, boys, hai dăm-mi asta. Deci, boys, trebuie neapărat să mergem la acel McDonald's. Unde este bicicleta? Mamă, ok, stai spus să-i bapă, știi unde este bicicleta? Mamă, uite o cioară, bro, ok. Opa, uite-ți-mă bicicleta! E pe jos, oh my god, hai să iau rapid. Mamă, ce-i asta, un câine? Ha, mă, ia bicicleta! Ok, am luat bicicleta, boys! Ok, bun! Deci suntem pe bicicletă, după cum puteți vedea, mamă, ce mișto arată și trebuie să mergem la 850 cu minus 850. Partea asta este, bun. Deci trebuie să mergem pe aici. Mamă, boys, am mai fost prin locurile astea. Bă, ideea e să nu le lăsăm distraji de anumite de-astea. Uite, un om normal, bro. Ok, nu o să întreb care-i treaba cu el. Deci hai să mergem în partea asta, boys, ca să ajungem la 850 cu minus 850. Ok, dar trebuie să fie o misiune destul de ușoară, bro. Însă nu prea mai am gloanțe, man. Mamă, uite-te la ăștia. Mamă, bro, ia uitați-vă ce am găsit aici. Un loc care este păzit de către un Iron Golem. Și ce-ți faci? O să mă duc aici să mai iau niște gloanțe, gen? Că nu prea mai am. Hai, facem rapid un popas. Luăm niște de-astea și mă duc să-mi iau niște gloanțe de aici. A trebuit să pot să-mi iau niște gloanțe și după mergem înapoi la 850 cu minus 850. Mamă, stăzi că vine ăștia după mine, bro. Vine ăștia după mine, efectiv. Mamă, lăsați-mă, ok. Mamă, boys, bun. Așa, și hai să intrăm aici înăuntru, gen. Bă, aici înăuntru e ca... Mamă, uite pe ăștia, ăștia vor să mă bată. Ăștia vor să mă bată, boys. Mamă, dar nu mai mor, what? Muriți odată, fraierilor. Bun, băie și fete, am reușit să intrăm aici înăuntru. Hai să luăm gloanțe, să stați, boys, că e cineva acolo. Mamă, stai, mai e încă un de-ala. Mamă, boys, uitați-vă de ăștia, așa mai șmecher, gen. De ce? Mamă, aici e un spawner de ei. Mamă, stai și sparg, ok. Bun, fraților, am reușit să intrăm aici înăuntru. Hai să vedem, gen, ce gloanțe putem să luăm. Mercenarii contract, nu știu ce e ăsta, ok. Glock, avem Glock 19, ai de Glock 17. Ce e ăsta cu mercenarii contract, boys? Ok, habar n-am ce chestia asta, în fine. Hai să încercăm să luptăm ca multe chestii. O să pun aici un backpack, bun. Let's go, să luptăm pe aici. Aici ce putem găsi, bereta. Bun, mama. Aici am M11. Băi, nimica prea wow. Nu, fraților, adică. Ia să vedem, bun, mai avem încă o asta. O punem aici, nu mai avem loc. Bun, fraților, băi, n-am găsit nimica chiar așa de wow, ia stai, nu mai avem vreun chest. Uite, asta ar trebui să fie bun. Iar Glock 17. Avem și un Glock 17, noi avem Glock 19. Însă avem și magazin de, mamă, avem o tonă de Glock 17, nici nu știu de ce am Glock 19 ăsta. Iau și Glock 17 ăsta. Și bun, fraților, băi. Și o să arunc și scarul, că nu mai am nevoie de el. Mamă, uite, antidotul ăsta l-arunc și pe el, general. Pe aici undeva. Bun, fraților, haideți că suntem bine în momentul de față. Gen, chiar suntem bine. Ăla cred că era antidotul din care s-a făcut Robert. Bun, din care s-a făcut Robert, bine. Hai să spargem astea, fraților, și să mergem mai departe. Ne luăm bicicleta și mergem cât de departe putem. Mamă, boi, băi, unde mi-e bicicleta? A, uite aici, mamă. Ok, boys, ok, nu vreau să mă pun cu Iron Golem-ul ăla. Haideți să mergem tot în partea asta ca să ajungem la, coordonatele alea. Deci 850 cu minus 850 ar trebui să găsim un McDonald's, ok. Bun, haideți să mergem tot în față. Bă, ar fi bine, fraților, să găsim McDonald's-ul ăla de care tot se zice. Însă, da, nu știu la ce să vă aștept, gen, mamă, uite încă o bază de-asta gigantică. Ok, bă, da, ar trebui să existe un McDonald's, adică nu știu, mi se pare, sper să nu fie o poveste falsă și să mă fi dus până aici degeaba. Mamă, băi, uite-ți-vă acolo, o casă albă, ok, până acum n-am mai văzut genul ăsta de case. Tot în partea asta trebuie, nu? Mamă, dar cum o să trec eu, boys, cu bicicleta? A? Pot să trec prin apă cu ea? Nu pot să trec prin apă cu ea. Nu pot să o iau sau ceva de genul? Bă, da, ia uite-o. Ha, mă, mergi. Mergi în față. Ia stă-ți, băi, că... Gen, pot să o iau? Mama, nu. Pot să o împing. Haideți, bro, bă! Nu pot să iau asta, man! Ok, fraților, bun. Deci o să rămân aici. Aia e, am pierdut și bicicleta. Însă o să mă torc eu pe jos înapoi. Hai să mergem aici. Deci hai să mergem tot în față. Trebuie să mergem la 850 cu 850. Mai în partea asta, mai exact. Mai avem vreo 400 de blocuri. Mamă, boys, de aici sunt case noi. Până acum n-am mai văzut genul ăsta de case, bro.
Mamă, uite și astea. Băi, aici, bă, deci, după cum puteți vedea, oamenii se adaptează și parcă își creează habitatul. Nu-i, păi, uite-se, băi, asta e o casă, în toată, gen, în tot ceea ce înseamnă o casă, asta e o casă. Ok. Uite, avem aici mâncare. Bă, asta e o casă, efectiv, uitați-vă la ea. Nu e un bunker de apocalipsă. Mamă, lasă-mă în pace, bro, efectiv e o casă. Uite, avem și de-astea de... Mamă, 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 ok, 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 bun, trebuie să ies din casa asta, tentativa asta de casă bună. Hai să continui drumul, deci băi, o casă, man. Efectiv e o casă normală, mă șochează asta, bună. Hai să mergem tot în față. Deci, fraților, după cum puteți vedea, suntem bine pălut. M-am uitat și acolo, bro, ceva. Hai că imediat ajunge la minus 850, gen, trebuie să mai luăm mai în față. Și la dreapta acum, ar trebui să mergem tot în față la dreapta, ca să găsim McDonald's-ul ăla, bro. Ok, bun, deci acum hai că zicem că suntem pe 850. Să mergem tot în față, gen, dar McDonald's-ul cât de mare ar trebui să fie? Mai avem mai puțin de 200 de blocuri, fraților, pregătiți-vă să găsim McDonald's-ul în câteva secunde să fie acolo. Mamă, ia uite-i pe ăștia, până acum n-am mai văzut zombii de ăștia. Bro, cred că aici intrăm într-un nou biome sau ceva de genul. Ia să mergem tot în față. Hopa, ok, da, am intrat pe bune, biome-ul de sprus. Ia stai, boys, că trebuie să fie McDonald's-ul aici, gen. A trebuit să fie McDonald's, ia să mergem tot în față și la dreapta. Ăla e McDonald's-ul? Nu e, bro. Mai avem 100 de blocuri, dar nu-l văd. Boys, unde e? A trebuit să fie la 100 de blocuri, însă nu e. E cumva ăla, bro? Bă, boys, bă, pe bune? E pe bune McDonald's? Mie nu vine să cred. Ia să mă urc în copac. Ia să mă urc aici sus. Bro, mie nu vine să cred. Ăla e un McDonald's pe bune? Gen... Pe bune, pe bune? Holy shit, boys! Bă, ăla chiar e un McDonald's! Mamă, fraților! Ok, haideți că informațiile lui Robert au fost foarte bune. Eu filmez asta, da? Deci informațiile lui Robert au fost foarte, foarte bune și chiar am dat de un McDonald's. Ok, hai să vedem ce putem face. Mamă, boys, bă, mă bucură maxim! Mă bucură maxim că am reușit să prindem așa pradă într-un fel. Gen, să dăm de McDonald's-ul ăsta. Mamă, let's go, ok! Ok, după cum puteți vedea, este un McDonald's normal. M-am uitat pe ăștia, bro. Mamă, trebuie iară să fac o schemă, gen, uite, așa. Toate blocurile de la mine inventar. Fac așa, așa, așa. Mai am și blocul ăsta. Mamă, trebuie să pun așa cumva. Mamă, bun, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Mamă, ok, bun, hai că am picat prost, însă am reușit să mă pun sus. Ok, frate, să te deasupra McDonald's-ului, vedeți că scrie mai aici, deci este clar McDonald's. Hai să coborăm în jos, bro, gen, găsim ceva pe aici. Mamă, sper să nu fie vreun zombie sau ceva de genul, bro. Hai să zicem Mac-11-le pregătit. Hopa, hopa, ok. Ok. Bun, boys, bun, deci este... Mamă, mamă, ok. De unde au apărut ăștia, mă întreb. Mamă, bă, de unde au apărut toți ăștia? E vreun spawner pe aici? Mamă, okay, okay. Uite-l mai aici. Mamă, 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 lăsați-mă în pace, uite spawnerul aici. Ok, l-am spart. Bun, fraților, hai să vedem ce trebuie să găsim. Gen de-astea, trebuie să găsim McDonald's-ul ăla. Mamă, trebuie să găsim ulei, mamă, uite-vă câtă mâncare, bro. Ca la Mac. Bă, unde-i ulei, unde ar putea să fie? A, uite ce încă un chest. Ok, boys, avem 36 de litri de ulei. Let's go, mamă, boys. Băi, deci videoclipul ăsta, gen, episodul ăsta iar a fost foarte productiv. Mamă, ok, ce se aude? Avem o tonă de ulei și pe lângă chestia asta am luat și o tonă de mâncare. Însă acum hai să vedem cum o să ieșim de aici, bro. Pentru că blocuri să ne urcăm în sus. Hai să luăm pe aici, hai să nu luăm blocuri, să ne urcăm în sus. Să luăm tot pe aici, ok. Bun, 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 mamă, uite pe ăștia că m-au prins. Și o cred, fraților, că... Mamă, 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 bro, 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 ok, bun. Deci o zi, boy, deci am luat astea și acum o să mă duc înapoi la... Mamă, ce e asta? Eu pot să fac ceva cu asta? Ok, și acum cred că mă pot duce înapoi la Robert și Roberta ca să mergem acolo să reparăm mașina. Bun, fraților, cam asta a fost ziua 5 de apocalipsă. Băi, a fost destul de interesantă și pe lângă chestia asta am reușit să luăm acest ulei. Însă stați două secunde că în fața acolo mai avem ceva. Hai să rutăm și chestia asta și după ne ducem și terminăm și ziua 5, boys. Mamă, deci în ziua 6. Sper că o să evadăm, da, deci în următor episod. Sper că o să evadăm că na, luăm mașina și mergem acolo, gen, nu prea are ce să ne oprească, dacă asta să mă întrebați pe mine. Ia uite pe ăștia. Mamă, mamă, bro. Mamă, lăsați-mă în pace. Mamă, pe bune, pe bune, pe bune, pe bune, lasă-mă în pace. Hai să luăm astea. Să vedem ce putem să luăm de aici. Na, prostii, prostii, bro. Nu pot să le iau că am prea mult loc în inventar. Da, fraților, sperăm ca data viitoare să evadăm. Eu am fost Marius Ian, cu scris la comentarii dacă v-am bucurat și mai vreți să facem episoade. V-am pupat pe toți. Pa, pa.
Băie și fete, nu mă gândeam că să spun asta așa de rapid, însă astăzi cred că este ziua în care vom evada din apocalipsă. Da-ți auzit foarte bine, bănuiesc că se vede și pe fața mea că sunt foarte, foarte fericit, deoarece astăzi, boi, știți din episoadele trecute că există un plan de evadare, vom merge la ceva port cu polițiști care ne vor transporta pe o insulă de salvare și vom ieși din apocalipsă. Da-ți auzit foarte bine, băi, sunt foarte, 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 foarte entuziasmat. După cum puteți vedea, în momentul de față ne aflăm într-un loc destul de ciudat. N-am mai fost aici până acum. Și după cum puteți vedea, gen, eu am venit cu uleiul, știți, uleiul de mașină din videoclipurile trecute. Și am venit aici pentru că Robert și Roberta au adus această mașină. Vom repara mașina și vom merge foarte, foarte simplu la acel port să ne vedem cu polițiștii și să ne ducă pe insulă. Și am evadat, boys. Efectiv, totul este atât de ușor. Însă, înainte, fraților, văd că există niște chestii pe aici. Mai exact, sunt niște chesturi și avem aici, gen, nu știu ce e localul ăsta. Inițial credeam că e McDonald's-ul, însă, după cum puteți vedea, nu e McDonald's. Are băr de-astea pe aici, are foarte, foarte multe chestii. În fine, hai să vedem aici ce e. A, monster, toate chestiile astea și mai avem și chestul ăsta. Hopa! În chestul ăsta sunt chestii destul de mișto. Oh, avem un combat knife. Mamă, ce... Bă, îmi place cum arată cuțitul ăsta. O să-l iau, boys, ok. Avem ceva grenadă. Bă, hai să ne lăsăm lucrurile pe care nu le folosim. Uite, punem așa, night vision goggles. Hai să... Uite, putem să facem așa. Ok, bun. Îi punem așa astea de night vision, luăm grenada și luăm astea de Mac 11. Bun, boys, e ok că am luat tot. Și hai să vedem care este treaba. Robert, ce facem, bro? Cum reparăm mașina? Gen, unde mergem? Bun, Marius, începusem să mă îngrijorez deoarece credeam că ai pățit ceva, însă e bine că ai ajuns. Da, Robert, frățiorul, cum să pățesc eu, bă, ceva să nu mă rur pe apocalipsă? Între timp, eu cu Roberta am fost să luăm mașina și să o punem într-un loc mai sigur. Dă-i uleiul Robertei, vom repara mașina și vom merge la acel port care o să ne salveze. Fraților, nu vine să crede că am ajuns aici. Sunt super fericit, v-am mai repetat și o să vă mai repet încă de 100 de ori. Uite aici, Roberta, nu, deci mi-a cerut 10 litri. Am 32 de litri de ulei. Ia acolo, sora mea, pentru că chiar o să ai nevoie. Doamne, câți litri de ulei? Ăștia 100% vor repara mașina. Băieți, pregătiți-vă, deoarece după atâta chin vom scăpa în sfârșit de apocalipsă. Ați auzit foarte bine, fraților. Haideți să scăpăm de apocalipsă. Roberta, repară mașina și haideți să mergem la acel port. Frați și surori, am mers vreo 5 ore cu mașina. Hopa, mamă, și vin zombii pe mine. Și după cum puteți vedea, am ajuns la... capătul ăsta de mal, la portul ăsta. Și nu e nimic aici, bro. Nu e nicio insulă sau ceva de genul gen. Deci nu e nimic aici. Băi, ne-am luat cumva țeapă, mamă, cât zombii vin după mine. Robert, frățiorul, ce-am făcut? Mamă, uite, trebuie să văd cât zombii. Robert, aici trebuia să fie. Nu spune că ne-am luat țeapă. Pe bune, bro, mamă, dacă zombii sunt aici, man. Efectiv, sunt prea mulți zombii. Băi, să nu fi murit polițiștii, bro, și să se fi transformat în zombii. Roberta, ce facem? Nu chiar aici, dar în zona asta. Doamne, nu vine să cred. Eu zic să ne despărțim. Marius merge în vest și noi mergem în est. Ne întâlnim diseară să vedem ce am găsit, ok? Bun, fraților, deci unde să merg eu? Merge în vest și în est. Deci estul e acolo și vestul e în partea asta. Bun, fraților, haideți să mergem. Deci Roberta și Robert urmează să se despartă de mine. Și haideți să vedem, boys. Deci că nu chiar aici, deci a fost un fel de alarmă falsă. Nu chiar aici a trebuit să fie portul, însă a trebuit să fie undeva în zona asta. Deci noi a trebuit să-l găsim. Ok, bun, hai să vedem ce facem. Deci trebuie să găsim acel port, boys. Bun, 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 hai să vedem. Deci prin zona asta trebuie să fie undeva lângă apă, aș zice eu, nu? Că e un port, trebuie să fie undeva lângă apă. Hopa, am găsit ceva pe aici? Boys? Hopa! Mamă! Ia stați! Oh, e o clădire de-aia, bro! Băi, hai să vedem. Gen, în clădirile astea sunt supraviețuitori și poate ei ne pot ajuta cu niște informații. Asta să facem aici rapid un parcurs și să intrăm în clădirea asta. Let's go! Mamă, undeva pe aici, boys. Ok, bun. Bun, 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 bun. Aici trebuie să fie anumiți supraviețuitori, nu? Gen, uite, hai să facem și spawnerele astea să nu se mai spawneze zombii de apocalipsă. Bun. Ok, unde sunt acești supraviețuitori, boys? Vreau să-i văd. Hopa! Hopa! Ia uite aici, bro. Ia uite.
Mamă, trebuie să-l bag pe ăsta. Mamă, arită mai aia, bro, lasă-mă în pace. Aoleu. Trebuie să sparg astea, boys, trebuie să le spar pe toate, efectiv. Efectiv, uite și pe ăsta. Mamă, mori, ok, bun. Mai e vreun spawner pe aici? Nu, boys, ok, ok, bun pe ăsta. Bun, deci vedeți că aici nu prea am găsit nimic. Hai să lutăm, boys, poate găsim ceva interesant. Eu ce Glock am? Glock 17, hai să luăm magazinul de Glock 17. N-am găsit chestia așa de wow. Hai să vedem mai căutăm pe aici. Mamă, lasă-mă în pace, bro. Lasă-mă în pace, bun, hai să spargem și ăsta, că l-am văzut. Aici o grenadă, Rusting Frying Pan, Glock 7 Magazine, Glock 7 Magazine. Da, boys, deci am intrat aici, nu prea am găsit chestii. Băi, eu vreau să găsesc un port de la gen Sentry Barrel, în fine. Bun, hai să plecăm de aici, că nu-mi place deloc locul ăsta. Deci, boys, trebuie să găsim ceva pe malul unui lac. Vă dați seama, gen, pe malul unei... Nu, pe mal, gen, să fie apă lângă, că așa arată un port, gen, așa ar trebui să fie un port. Deci trebuie să găsim ceva de genul. Nu știu exact... Hopa, boys, cred că acolo e ceva, mamă, n-am mai văzut până acum. Uite și pe omul ăsta. Frățu, ce faci? Ce faci, bro? A, uite, mamă, deci cu ăsta pot să fac trade-uri și îmi dă armure și chestii de genul. Ok, frățiorul, n-am nevoie momentan, vezi că vin zombii, ai grijă, mamă, să nu le ia pe el. O să le ia? Aba, nu, pe el nu le ia, bun. Deci, fraților, uite că am găsit chestia asta, s-ar putea că asta să fie portul de care avem nevoie, mamă, v-ar fi așa de mișto. Gen, ăsta e? Asta trebuie să fie, nu? Până acum n-am mai văzut construcția asta pe Minecraft Apocalipsa, gen. Asta e prima dată. Ia să vedem. Police only! Hopa! Poliție! Băi, fișe trebuie să găsim noi, gen poliție. E police only. Ok, asta ar putea să fie foarte bine. Însă, băi, aici sunt o tonă de oameni morți. Boys, cumva s-a întâmplat ceva cu poliția. Mamă. Băi, ia stai, hai să intrăm rapid aici. Deci police only, undeva pe aici trebuie să intrăm. Hopa, ok, boys, bă, deci aici trebuie să fie locul ăla, gen cu poliție. Însă după cum puteți vedea, nu mai e nicio poliție pe aici. Aici era locul doar pentru poliție. Ia să vedem, poate găsim un indiciu. Avem aici acestul ăsta. Hopa, avem o tonă de mâncare, mamă, hai să o iau pe toată. Ok, mamă, boys, o să se spargă ușa, fugi, Marius, ok, boys, bun, am fugit, let's go. Bun, mamă, deci vine ăștia după mine, efectiv avem o carte, nu e prea târziu să numește cartea, de la un băiat pe nume Georgian. Bro, care-i treaba? Georgian nu e prea târziu, ia să vedem, ia să ne ce scrie aici. Nu e prea târziu, te rog, oricine citește asta să știi că nu e prea târziu. Bro, e prea târziu pentru mine, după cum puteți vedea. Deci, cineva a lăsat cartea asta și mi-a zis că nu e prea târziu. Gen, ce scrie aici? Să știi că nu e prea târziu. Numele meu este Georgian, sunt un polițist care stătea la portul ăsta pentru a aduce supraviețuitorii către insula de salvare. Ok, deci Georgian e un polițist care, na, ajuta oamenii, gen genul ăla de oameni pe care voiam noi să-i întâlnim, ok. Dar s-a întâmplat, au venit zeci, poate chiar sute de zombi deodată, iar toți colegii mei au fost mâncați sau au ajuns zombi. Vă rog, veniți să mă ajutați la turul de control de la 410 cu minus 1465. Holy shit, boys! Deci este un polițist pe care noi ar trebui, gen, să-l salvăm. Ok, îmi place cum sună chestia asta. Bun, deci unde ați zis? La 410 cu minus 1465. În partea asta, ok, bun. Deci în partea asta, hai să mergem, boys, să vedem dacă găsim vreun tur de control. Să vedem ce vom găsi, boys. Mamă, man. Băi, dacă s-a întâmplat chestia asta, noi mai putem să mergem. Gen, bănesc că Georgian ne poate ajuta să ajungem pe insula de salvare, nu? Dar de ce n-am mers pe insula de salvare? O fi că eu mâncat bărcile sau care-i treaba, gen? Ok, boys, destul de ciudată această poveste a lui Georgian. O să trebuie să găsim un tur de control. N-am mai văzut niciodată un tur de control aici. Și nu știu, sper să găsesc un. Hai să vedem. Oh, shit, boys, am găsit turul de control, dacă vă vine să credeți. Ok, asta chiar este foarte, foarte mișto. Bun, uitați-vă aici, turnul de control, man. Ok, deci aici trebuie să urcăm și practic vom găsi și aici trebuie să fie Georgian, dar nu apare nici cum. Ia să dăm o grenadă, uite, acolo. Ia să vedem, fiți atenți. Hai, dă-i. Bă, grenada, alo. Băi, de ce n-a explodat grenada? M-am uitat pe ăștia cum vin. Ok, boys, bă, fiți atenți ce o să fac. O să sparg aici să nu mai poată să vină fraierii. Mamă, lasă-mă în pace, fraiere. Ok, mamă, fraților. Bă, muriți odată, bro. Lasă-mă să sparg asta. Deci trebuie să sparg astea, boys, ca să nu mai poată aia să vină. Băi, mamă, lasă-mă în pace.
Sparg asta, hai, lasă-mă să o sparg. Lasă-mă, men, să o sparg. Băi, de ce sunteți așa de mulți? Băi, lasă-mă să o sparg. Da, boys, este efectiv imposibil să o spargem. Ați văzut și voi că vin zombii peste noi. Bă, mă, gata, hai. Gata, boys. Hai, mai veniți acum, fraților, bun. Hai, mă, mai veniți. Mai veniți dacă puteți, hai. Ce? Au sărit? What? Cum a sărit ăla? Bun, ok, atunci facem altă tactică. Blocăm asta, avem blocul cu care să o blocăm. Nu, n-avem niciun bloc. Bun, și am ajuns aici. Ok, ăsta e turnul de control. Și aici trebuie să fie Georgian. Unde e Georgian, frățiorul? Ce-am găsit aici, boys? Oase infectate, intestine de zombie, creier de zombie, o uniformă de poliție, un RPG! Boys? Voi vedeți ce am găsit? Băi, eu filmez asta, da? Băi! Băi, voi vedeți ce am găsit? Am găsit un RPG! Mamă, ia stați! Ia stați două secunde! Ia stați două secunde! Îți mulți zombie pe aici? Vreau să fac o nebunie, ia! Ia! Boys? Bă, voi vedeți? Ia! Oh! Asta face un RPG. Ok, bun. Mamă, ce am găsit. Bă, dar stați că era și o carte acolo. Bă, dar era o uniformă de poliție, bro. Ai, cred că era uniforma lui Georgian, man. Hai să vedem ce avem aici prima dată. Fiți atenți, hai să încercăm să lutăm. Hai să aruncăm ce n-avem nevoie. N-am nevoie de asta, de asta. Night Vision Goggles, nici de ăștia. Bun, backpack, am nevoie de el. Hai că aruncăm tot ce putem, boys. Bun, hai că am cam aruncat tot ce am putut. Hai să vedem aici ce avem. Avem o bâtă de metal. Ok, asta o ținem. Old newspaper, ce asta este, un ziar vechi? Ok, boys, ceva ziar vechi pe care nu pot să-l citesc. Avem intestine de zombie. Asta putem să le mâncăm, bro? Ok, bun, cred că așa trăia oamenii care nu găseau mâncare. Avem o uniformă de poliție, bro. Putem să o punem pe noi, gen, și să fim ca Georgian. Ia, putem să o punem pe noi, bro? No, ok, deci nu știu cum funcționează, dar e o uniformă de poliție. Așa. Putem să punem chestii în ea? Nu putem. 8 grenade, mamă. Și o carte de la Georgian, a fost târziu. Și avem și ceva să pun, bro, ce ne zice Georgian în cartea asta? De fapt, a fost prea târziu, știți că zicea în cartea asta, nu e prea târziu. Îți mulțumesc, oricine citește cartea asta, că ai vrut să mă salvezi. Mă simt dator față de tine, așa că îți voi spune ceva. Ce o să-mi zică? Marele secret din spatele apocalipsei se află în clădirea de lângă. Ai grijă. Ce? Marele secret din spatele apocalipsei? Ce secret, bro? Se află în clădirea de lângă. Marele secret în clădirea de lângă. Boys, care e clădirea de lângă? E cumva clădirea mare de-am văzut acolo. Ia stați puțin, boys, să coborăm. Deci marele secret din spatele apocalipsei se află în clădirea de lângă. Ok, destul de ciudat. Mamă, uitați-vă la ăștia, boys. Mamă, le-aș da o grenadă la toți. Mamă, ok, ia veniți aici, bang, două grenezi, trei grenezi. Ia, să vedeți aici, boys, și explodează toți. Sar toți în aer, hai că au sărit toți în aer. Bun, deci marele secret din spatele apocalipsei este în clădirea de lângă, aici trebuie să fie o clădire, nu? Da, mă, uitați-vă. Ia să băgăm un RPG în ea, să vedem dacă găsim ceva. Bro, deci marele secret este în clădirea asta. Ok, hai să vedem. Ok, boys, în clădirea aia sunt niște chestii. Mamă, fraților, deci ce ziceți, boys, să intru eu în clădirea asta așa singur? Sau să o chem și pe Roberta și pe Robert, gen, să fii mai mulți? Bro, în clădirea asta se află un mare secret și eu trebuie neapărat să-l aflu. O să-l aflăm în ziua 7, fraților. Ok, mai exact mâine. Hai să vedem, ce ziceți, să mă duc singur sau să chem și pe Robert și pe Roberta?
Băieți și fete, vreau să vă mărturisesc ceva. Sunt foarte, foarte panicat. După cum puteți vedea, este o nouă zi în apocalipsă și eu mă aflu pe turnul de control unde am fost data trecută și am o problemă foarte mare, fraților. De câteva ore îi caut pe Robert și pe Roberta și nu-i găsesc deloc, fraților. Efectiv, i-am căutat peste tot, am mers și în direcția lor vreo 1000 de blocuri și nu am găsit, băi, pe lângă faptul că nu i-am găsit pe ei, nu am găsit nici măcar un indiciu că ar fi trecut cineva pe acolo. Deci nu știu ce s-a întâmplat cu ei, fraților, însă mi este foarte, foarte frică. Dar, totodată, chiar dacă Robert și Roberta nu mai sunt printre noi sau nu știu unde sunt, că nu cred că au murit sau au fost omorâți de zombi, deoarece păreau să fie foarte, foarte pricepuți în a supraviețui în apocalipsă, însă momentan nu-i mai găsim, fraților. Doar că noi trebuie să ne continuăm aventura, așa că știți și voi de data trecută că polițistul care trebuia să fie aici, însă din păcate a murit, mi-a spus că acea clădire, fraților, ascunde adevărul despre apocalipsă. Așa că eu mi-am luat 64 de blocuri de dirt, am făcut de fapt un stack și ceva, doar că le-am aruncat pe aici, pe jos și o să încercăm, fraților, să intrăm în acea clădire, să nu știu, să o inspectăm, să vedem care-i treaba și totodată să găsim adevărul din ea. Așa că haide să mergem pe aici, poate găsim pe Robe și pe Roberta, mai știi? Hopa, fraților, hopa! Ia, bang, am sărit pe aici. Bun, știți că această clădire are o gaură de RPG în ea, pentru că am tras eu cu, uite, vedeți acolo, are o gaură de RPG pentru că am tras eu cu asta în ea, ok. Boys, băi, e cineva sus. E cineva sus la clădire. Fraților, mamă, uite pe ăștia. Băi, e cineva sus la clădire. Ok, mamă, deci aici am tras eu. Ia să mai trag una. Nu mai am muniție. Ok, fraților, băi, cineva sus la clădire. Hai să mergem pe aici să vedem care-i treaba. Este o persoană sus acolo. E cumva Robert sau Roberta? Ba nu, este Dorian. Ok, este un băiat pe nume Dorian acolo sus. Poate el ne va spune adevărul despre apocalipsă. Nu știm niciodată, și ce zic? Adică s-ar putea ca asta să fie. Însă hai să mergem sus să vedem care-i treaba, boys. Mamă, man, băi. Băi, ok. Ok, hai să vedem, uite-l pe Dorian acolo. Mamă, trebuie să avem mare grijă, pentru că știți că dacă spargem blocul greșit o să vină zombie după noi. Mamă, hai să punem, uite, băi, și așa, să nu vină zombie din spate. Mamă, trebuie să avem mare grijă. Hopa, ok, despre ce v-am spus, ok. Mamă, ok, da, despre ce v-am spus, fraților, dacă nu avem grijă o să vină zombie după noi. Însă hai să vedem aici la Dorian ăsta. Mamă, oh, bro. Mamă, stai străpa pe ăsta, mori. Bă, fraților, cine-i pe aici? Aoleu, fraților, băi! Uite cât zombii sunt aici. Uite și pe Dorian, what? Doriane, frățiorul, ce-i cu tine? De ce arată așa și de ce sunt gratii pe aici? Salut, Dorian, eu sunt Marius. Am venit aici să aflu adevărul despre apocalipsă. Tu de ce arăți așa, frate? Salut, tinere! Probabil astea vor fi ultimele mele cuvinte. După cum vezi, am fost mușcat de un zombie și nu mai am mult. Păi nu te poți salva cumva? Nu există vreun antidot sau ceva? Nu te îngrijora pentru mine, în aproximativ o oră nu o să mai fiu. Mamă, boys, l-am mușcat zombie pe frățiorul Dorian. Însă eu știu adevărul despre această apocalipsă. Și totodată știu și locația insulei unde trebuie să mergi pentru a fi salvat. Știți, fraților, că noi trebuia, dacă v-ați uitat la toată seria, trebuia să ajungem pe o insulă și să fim salvați de acolo. Am scris o carte gestul de lângă cu toate detaliile. Ia cartea, fugi de aici și când ești la siguranță, te rog să o citești. Ok, boys, deci Dorian... Vrea să plec de aici. Mi-a scris aici o carte, adevărul de la Dorian, și că să o citesc, că sunt în siguranță. Ok, frățiorul, ia să vedem ce avem aici în chesturi. Mă, avem și un scar. Boi, să iau scarul ăsta, chiar dacă n-ar fi o idee prea bună. Hai că l-am luat. Ok, Dorian, frățiorul, îți mulțumesc foarte mult și Doamne ajută să fii bine, chiar dacă nu mai este nicio șansă să fie bine pentru că a fost mușcat de un zombie. Haideți, frate, să încercăm să ieșim de aici și să mergem într-un loc sigur pentru a citi cartea. O fică mi-a zis că... Mamă, uite-l pe ăsta. O fică mi-a... Mamă, băi, mamă, uite pe ăștia, boys! Mamă, nebunii! Băi, o fică mi-a zis să stau într-un loc sigur pentru că cartea e mai lungă și na, să nu pățești ceva. Păi, frate, fiți atenți, eu zic că cel mai simplu loc, uite, ar fi chiar aici. Fiți atenți, boys, fiți atenți că așa facem. Ia, pun asta așa. Uite și mă bag fix aici, așa, 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 și așa. Poate să facă ceva? Hai că mă bag jos în pământ, fraților.
Mă bag jos în pământ că așa pot să vină după mine, bro. Uite așa, bun. Hai că eu zic că suntem 100% la siguranță acum. Hai să vedem ce scrie în această carte. Adevărul de la Dorian, 4 pagini. Bun, în primul rând vreau să zic că tot ce știi despre Apocalipsă este complet fals. Ok. Știrile au spus peste tot că Apocalipsa aceasta apare din cauza unui virus de tip zombie, însă nu este adevărat. Cum adică? Apocalipsa porne din cauza că guvernul a creat niște șobolani de laborator și după niște teste calculate greșit, aceștia au fost creați cu virusuri, cu virusuri mortale pentru oameni. Adică, boys, gen, ce a cauzat această apocalipsă? Au fost niște șobolani creați de guvern? Păi da, boys, eu nu vreau acum să zic că Dorian este mincinos sau ceva de genul. Însă vreau să scrieți voi la comentarii dacă pe parcursul acestor 7 zile de apocalipsă am văzut vreun șobolan. Frate, n-am văzut absolut niciun șobolan. Despre ce vorbește? Nu se mai poate face nimica, însă există o insulă de salvare. Dar există și o mare problemă. Băi, nu știu care e dreapta cu șobolanilor. Există două cărți care au coordonatele cu insula, gen insula aia de salvare. Prima carte era la portul cu polițiști, care probabil acum a fost mâncată de zombie. Da, știm și ce s-a întâmplat cu cartea de la portul de polițiști, adică probabil ce s-a întâmplat cu ea. Și a doua este pe barca șobolanilor. Mai exact locul unde s-au făcut experimentele și de unde a pornit totul. Ai foarte mare grijă, dacă un șobolan de acolo te omoară, vei fi transformat în zombie. Barca este la -1304.55 cu -14.002. Mamă, boys, adică, ia stai să faci-o, deci barca asta e la undeva gen 10.000-12.000 de blocuri de mine. Băi, ce zice, să mă duc acolo sau să fie doar o capcană? Fraților, ce ziceți, bro? A doua este pe barca șobolanilor. Să mergem acolo, eu zic că o să merg. Bun, hai că na, nu o să mergem 12.000 de blocuri împreună. Așa că o să merg pe aici și când o să fiu aproape o să închid acum filmarea și o să revin când sunt aproape. Băieți și fete, după un drum foarte, foarte lung și vă spun sincer că mor de somn, ne aflăm la undeva, să spunem, 200 de blocuri distanță. Sunt la 200 de blocuri distanță de barca șobolanilor. Cică, și partea foarte, foarte proastă e când aventura mea de a ajunge pe aici, am pierdut și cartea și sper că mi-am adus aminte bine coordonatele. După cum puteți vedea, suntem aici și avem acolo o barcă, fraților, însă hopa, mai avem ceva acolo, chestia nu am văzut-o. Ok, deci da, e construcția asta, mini bisericuța asta pe care am mai văzut-o. Și na, în față ar trebui să fie barca șobolanilor. Nu știu, sper să fie, însă avem această... Nu știu cum zici, boys, această barcă super, super ciudată aici, însă înainte să mă duc la barca aia, vreau să mă duc acolo, să văd care-i treaba acolo, fraților, ia, ce-i în locul ăsta, băi? Ia, putem să spargem asta cu pickaxe-ul? Mamă, se sparge greu! Boi, se sparge greu, rău de tot, și eu vreau să... Mamă, stați! Nu, n-am RPG-ul. Bro, ok, fraților, trebuie să... Ia stai, dacă bag o grenadă, ia, dacă bag o grenadă acolo, mamă, grenada se poate băga doar așa? Da, ia stai, dacă bag o grenadă acolo, ia. Hai, hai, sparge. Băi, mai bag două grenade, hai. Băi, fraților, ok. Deci nu putem sparge ce e acolo. Mamă, băi, ia muriți voi odată, fraierilor. Ia stați, băi, să-i bag pe ăștia. Și nu știu ce, chiar nu pot afla ce e acolo. Păi, băi, fraților, fiți atenți cum facem, gen. Mă pun și încerc să sparg aici. Și revenim când am spart, că o să-mi ia o tonă și o să... Ba nu, stau. Haide, ia stați. Haide. Nice! Ok, boys! Oh! Bun! Ok, bun, deci suntem într-un loc destul de ciudat. Este un fel, nu știu, zic că e o bază secretă. Ia, poate găsim aici ceva, ia. Ok, n-am găsit aici nimic interesant, numai niște armură. Și mai avem un chest aici. Ia, ce e chestul ăsta? Scarh Black, un scarh. L-am aruncat pe ălalt, așa că nu o să le iau pe ăsta. Bun, fraților, bun, deci alarmă falsă, că dacă am găsit ceva foarte mișto aici. Hai să mergem, deci tot în față, boys. Acolo în față ar trebui să fie barca șobolanilor, sau cum se numește. Hai să vedem. Mergem tot în față. Ah, ba nu, stați, boys, să iau, mamă, băi, what? Băi, mi-a luat barca, dă-mi barca. Mor, mă, mor, dă-mi barca. Ia stai să-mi iau barca, boys. Ha, mă, dă-i, mamă, băi, dă-i.
Ok, fraților, nu știu cum se folosește barca asta. Hopa! A venit asta cu mine pe aia, mor odată. Ok, hai să vedem. Fraților, cred că am o mare problemă în a folosi barca. Hai să vedem, ha, mă, mergi cu barca asta odată. Băi, ok, deci mergem încolo. Încolo trebuie să fie barca șobolanilor. Hopa! Ce-i aia, boys? Mama, am aruncat o cneadă din greșeală. Ce-i aia din față, fraților? Holy shit, man! Băi, este o barcă! Băi, Dorian nu a mințit. Pe bune, este o barcă, însă, băi, pare o barcă de lux și nu văd niciun șobolan pe ea. Dacă stați să mă întrebați pe mine, dar prima dată vreau să văd ce e aici. Gen, asta e un punct de reper pentru barcă, ia să mergem în jos. Hai să mergem jos și să încercăm să spargem aici, ia. Hai să încercăm să spargem asta. Asta nu poate să fie spartă? Ha, mă, sparge-te! Sparge-te, te rog eu, sparge-te, te rog eu. Hai. Bun, așa. Hai să vedem, mamă, grijă mare. Ba, bă, nu, frate, este un loc la fel ca celălalt. Avem un smoke green, da, deci este un loc la fel ca celălalt. Opa, RPG, hopa. Ok, lăsăm pe asta aici. Bun, avem RPG-ul. Foarte, foarte bine. Și, băi, cred că am găsit barca șobolanilor. Haideți că, mamă, băi, ce e ăla? Băi, fraților. Mamă, lasă-mă să mă urc în sus. Așa, băi, ce cu, am văzut un zombie de la ciudat acolo. A, mamă, băi, lasă-mă în pace, băi. Ok, boys, deci aia este barca șobolanilor, chică. Ia să ne urcăm. Hamă, merge aici. Ia, ok. Deci barca șobolanilor, vedeți cum mergem. De unde șobolanii, boys? I mean, eu nu-i văd. Ok, fraților. Asta ar trebui să fie barca. Însă eu nu văd șobolanii. Sunt undeva pe aici? Sau care? Hopa, mai e încă o barcă aici. Asta e barca șobolanilor, unde a trebuit să fie șobolani? Ok, poate au murit toți, dar na, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Bă, urcă-te, băi, odată. Urcă-te, frățioro, așa, bun. Ok, fraților, deci aici, chica, ar trebui să fie plin de șobolani. Băi, eu văd o barcă complet normală, unde nu se află niciun șobolan, frate. Boys, voi ce ziceți? Poate am găsit noi barca și aia este barca șobolanilor? Adică, băi, vedeți așa, nu e niciun șobolan sau ceva de genul. Ia, hai să intrăm în barcă, bro. Ok, ciudat. Opa! Băi! Ok! Băi, acolo sunt destul de mult șobolani și nu aș vrea să mă pun cu ei. Ia să încerc să sparg așa. Ia să încercăm să mergem așa, boi, să spargem deasupra lor. Ca să vedem care-i treaba. Hopa, ok, bun. Bun, deci aici într-adevăr se află șobolani ăștia de care zicea Dorian. Mamă, deci din cauza lor ăștia, mamă, ce mari și urât sunt. Băi, da, gen, ce cu barca cealaltă, bro? Ce cu barca cealaltă? Ok, hai să vedem ce găsim aici. Găsim ceva în barrel-urile astea. Băi, ar trebui să găsim coordonatele cu insula, nu? Așa mi-a zis ăla. Așa mi-a zis, bro. Ok, hai să vedem. Mergem așa. Uite, mă, șobolanii ăștia. Poți să trag în ei? Hai. Hai, mă, vin să vă mor odată. Ok, sunt one shot, one kill. Ok, ce avem aici? Bun, avem iteme de-astea, nimica special. Ia, acolo ce avem? Spargem aici, boys, gen, să nu ne atingă șobolanii sau ceva de genul. Aici ce avem? Iar iteme normale. O fi acolo. Gen, bă, trebuie să avem cartea cu coordonatele despre insulă, nu? Așa ar trebui, bro. Mamă, stai să-i omor pe ăștia că... Nu știu, boys, nu mă simt bine, știm că sunt în apropierea mea. Ok, hai să vedem. Aici trebuie să fie, nu? Nu, aici. Trebuie să spargem asta. Deci, boys, trebuie să găsim... Aici trebuie să fie, nu? Mamă, nici aici nu e, bro. Bă, unde e, fraților? Unde naiba poate să fie? Nici aici... Nici aici, băi! Bă, măcar aici, gen, sau am greșit barca și e cealaltă barcă? Am găsit o carte! Insula! Boys, am găsit în sfârșit insula! Coordonatele insula antirozătoare, 9800 cu 66 cu minus 9332, fraților, după atâta timp am găsit insula! Holy shit, man! Mamă, frate, am găsit insula!
Deci în ziua 8, boys, o să evadăm din apocalipsă. Gen, da, stați, fiți atenți, boys, vreau înainte. Deci vreau să mă duc și pe barca aia să văd ce e acolo. Poate mai găsiți ceva interesant acolo. Mamă, boys, efectiv am găsit insula. Ce ziceți, boys, să mă duc singur pe insula sau să încep să-i caut pe Robert și pe Roberta să nu-i las în spate? Gen, mă tot acolo în zona aia și aștept să văd dacă frecventează pe acolo. Hai să mergem și la insula asta, care e treaba cu ea? Că am văzut așa și mi s-a părut ciudat. Oh, mamă, uite șobolan pe ea. Mamă, cât șobolan e aici! Băi, fraților! Ok, cred că asta este adevărata barca șobolanilor. Băi, e plin de șobolan aici. Trebuie să facem un sacrificiu. Ne dăm în spate. Ne dăm în spate și șobolanilor meritați să muriți. Băi, că din cauza voastră a venit apocalipsa. Hai, dă-i! Dă-i! Pau! Eu uite și zombie! Mamă, nu, gata! Gata, man! Ok, oficial, fraților, am luat coordonate de la insulă și am distrus o barcă care, na, să spunem așa că poate putea să dăuneze, practic, și să ne omoare. Și, fraților, vreau să decideți voi pentru mine ce să fac, să mă duc acum direct la insulă și să evadez în ziua 8, pentru că nu uitați că mai am încă două zile. Gen, mai am încă două zile. Sau să încerc să găsesc și pe Robert și pe Roberta și să ne revenim. Nu știu, voi scrieți la comentarii. V-am pe toți și ne vedem în ziua 8. Bă, și fete, am o veste pentru voi, însă sincer să vă spun, nu știu dacă este o veste bună sau o veste proastă. În opinia mea este o veste 50% bună și 50% proastă. Ei bine, fraților, nu știu dacă știți unde mă aflu în momentul de față, însă hopa că mă mănâncă și zombie. Dacă nu știați, boys, acesta este ultimul loc, uite-l pe ăsta cum vine, acesta este ultimul loc, boys, în care eu i-am văzut pe Robert și pe Roberta în viață. Mai exact, boys, este locul din care ne-am despărțit. Știți că eu trebuia să merg în partea aia și ei trebuia să meargă în partea aia ca să găsească portul ăla cu politici care trebuia să ne ducă la insula de salvare. Însă asta știți și voi că nu s-a mai întâmplat. Ei bine, fraților, am venit aici și vă spun sincer, mă așteptam să nu găsesc nimica. Însă, ce să vedeți, am găsit ceva. Am găsit o chestie, un indiciu, aș putea să spun, care arată că Robert și Roberta au fost aici. Și acum, boys, toți o să spuneți, păi Marius, asta e genial, știi ce zic, adică 100% ei sunt în viață și e totul bine. Însă nu e chiar așa, fraților. Ei bine, fraților, haideți să nu coborâm jos acolo pentru că e plin de zombie, însă haideți să vă arăt ce am găsit. Dacă stăm, boi, să ne uităm chiar acolo, puteți vedea că sunt două sacuri de dormit, adică două locuri în care au dormit doi oameni, însă pe lângă este foarte mult sânge. Eu cred că chestia asta nu este deloc o, să spunem așa, o coincidență, adică care ar fi fost șansele ca alți doi supraviețuitori din toată apocalipsa asta să fi venit fix acolo unde m-am întâlnit eu cu Robert și cu Roberta și să stea gen și să doarmă. Însă, fraților, ați văzut și voi că pe lângă este destul de mult sânge. Așa că eu m-am gândit la o chestie, gen m-am gândit la o singură chestie. O să merg puțin pe aici prin zonă și o să inspectez să văd dacă cumva găsesc ceva, poate o să găsesc ceva super interesant și na, poate chiar o să găsesc pe Robert și pe Roberta. Și după ce am făcut chestia asta, o să vin și o să mă culc acolo. Cine știe, boys, o să aștept încă o zi maxim ca Robert și Roberta să apară, pentru că poate sunt foarte, foarte panicați că nu-i mai caută nimeni sau ceva de genul, însă sper să nu fie cazul. Bun. Așa că fiți atenți, hai să mergem prima dată în partea aia, vedeți și pe moșulică la pe aici. Gen, o să încercăm să inspectăm toată zona, să vedem, poate găsim ceva ciudat, poate găsim ceva interesant care ne poate duce la Robert și la Roberta. Uitați-vă la moșulică, la asta chiar e ceva de speriat, ok. Bună. Pe aici, boys, mamă, nu văd iară nicio construcție, uite și pe zombiul ăla. Ok, boys, hopa, e ceva acolo? Nu. A, uitați-vă, e ceva aici, boys. Hopa. Ce-i cu casa asta, man? Ok, fraților, are ușa deschisă! Hopa, boys, am găsit o casă cu ușa deschisă! Băi, eu am mai fost pe aici? Gen, nu cred că am mai fost, nu? Mamă, ce scrie aici? Mamă, asta e distrusă. Get out. Ce scrie? E-E-G-E-out. Băi, fraților, ce e aici? Ia stați, mă, băi, lasă-mă, mă, să urc, man! Hai, mă, băi, n-am cu ce să mă urc, boys, efectiv! Mamă, lasă-mă să mă urc. Ok, fraților, deci am găsit casa asta. E o casă cu ușile deschise. Mamă, de ce e așa de mult de asta?
Ok, boys. Bun, deci sunt foarte multe lucruri ciudate aici. Uite și pe ăla. Bă, lăsați-mă un moment în pace. Mamă, vine ăștia după mine. Băi, fraților, fiți atenți. Asta e și ce o să facem. O să aruncăm niște grenezi în această casă ca să moară toți zombii și să explodeze și casa până la urmă. Să vedem ce se află în ea, bro. Ok, man. Bă, deci am găsit casa asta, dar se vede clar că locul ăsta este... Mamă, ia la... Băi, băi, ia a venit jos aici. Ia a murit, băi. A, nu mai am dat asta de la RPG, am uitat. Deci, fraților, după cum puteți vedea, asta e să arunc acolo o grenadă. Bun, hai că am aruncat-o bine. După cum puteți vedea, această zonă este plină de zombie și casa asta este complet abandonată. Băi, fiți atenți. Eu zic că cel mai bine ar fi să mă duc... Ok, sunt mort. Ok, cred că am murit. Ok, că am murit. Cred că sunt mort. Ok, de fapt nu sunt. Băi, lăsați-mă în pace, băi. Deci mie nu vine să cred că am ajuns în situația asta. Deci, băi, o să mă duc înapoi, să mă culc și o să aștept dacă, na, poate apare Robert și Roberta. Știi ce zic, mamă, lăsați-mă în pace că mă omorâți. Bro, mă omoară. Zombii ăștia vor să mă moare, bro. Ok, logic asta vor să fac. Ok, haideți să mergem înapoi și să ne punem la culcare, că e mult prea periculoasă zona asta. Adică niciodată nu cred că am fost așa asaltat de zombie. Însă da, e ceva destul de ciudat, fraților. Acolo ar trebui să fie și alea de dormit. O să mă pun să mă culc puțin și na, o să aștept să treacă timpul. Însă sper să ajung acolo, fraților. Băi, ce mă doare cap. What? Fraților, unde sunt? Mamă, ce mă doare capul, bro! Unde sunt? De ce este cele patul meu și de ce tot zombii ăștia parcă vor să mă moare? Ok, fraților, băi, deci știți că... Na, data trecută... Unde eram data trecută? Că am și uitat. Eram atunci, gen, în locul unde ne-am întâlnit cu Robert și cu Roberta, what? Cum mi-a dat damage, ok. Deci n-am data trecută, în locul care m-am întâlnit cu Robert și cu Roberta, m-am pus acolo, am adormit sau ceva de genul. Și după cum puteți vedea, sunt aici. M-am trezit în locul ăsta, super dubios. Și în patul ăla e sânge, bro. Sunt într-o de-asta, baza de-asta de... Aici ar trebui, gen, să găsesc multe medicamente. Ia să ne deschidem un chest, da, vedeți. Deci aici este un loc cu multe medicamente. Însă eu nu știu, boys, ce caut aici. Gen, de ce sunt aici? M-a adus cineva, adică asta e singura, gen, e singura variantă, să mă fie adus cineva aici, bro. O fi că Robert și Roberta m-au găsit și m-au dus aici? Ia să vedem, avem ceva aici? Medkit, toate astea, băi, că o să le las așa. Găsește indiciul! Ce e asta, fraților? Ok, boys, am găsit o foaie cu găsește indiciul. Ok, deci, într-adevăr, m-a luat cineva pe aici, însă nu știu care-i treaba, gen, mi se pare destul de suspect ce se întâmplă. M-a luat cineva și m-a pus aici. Trebuie să găsesc indiciu, adică trebuie să ies din locul ăsta. Nu știu, trebuie să mă duc la altă casă sau care-i treaba, bro? Ah, mamă, what? Ia, o fi că aici e indiciu sau care-i treaba aia? Ăsta ar fi indiciu? Ia, boi, să vedem. Ba nu, ok, asta e o altă casă. Găsiște indiciul. Ce poate să însemne asta, boys? Ia, aici e vreun indiciu sau care-i treaba? Nu, iară, da, astea. Ok, găsiște indiciu. Fraților, sunt puțin derutat, adică nu știu, chiar nu știu ce zic, mamă, vine aia, aud. Mamă, vine aia după mine, aud și văd peste tot. Deci trebuie să găsesc un indiciu. Ok, boys, haideți să ne plimbăm pe aici, poate găsim ceva. Ia, uite, o fi acolo indiciu? Gen, trebuie să găsesc indiciul. Asta e suspect. Ia uite! Ia uite, care-i treaba? Hopa! Bă! Asta e un supraviețuitor? Mamă! Băi, scuze, frățiorul. Mamă, e supraviețuitor și dă în mine! Bă, ia lăsați-mă în pace! Bă! E supraviețuitor și dă în mine. Ok, mamă, ăsta e un spawner de zombie. Mamă, muriți, bro, odată. Aici e indiciu, bro? Am găsit indiciu sau care-i treaba? Mâncare și de-asta. Nu-i niciun indiciu. Băi, fraților, eu am fost răpit de cineva, gen, asta am impresia. Am fost pus acolo și acum cineva se joacă cu mine, bro. Efectiv, își bate joc de mine. Ia să mergem pe aici, băi, poate găsim ceva. Ceva aici. În apă? Am putea să găsim ceva în apă, boys? Mamă, ce-i aia? Ok, cred că am găsit indiciul. Mamă, băi, ce-i aia? Ce-i construcția aia gigantică?
Ok, fraților. Se pare că am găsit indiciul, cred. Așa că va trebui să mă duc acolo. Boys, care-i treaba? Ce-i cu locul ăsta? Mamă, man, până acum n-am mai văzut așa ceva. E în mijlocul... E în mijlocul oceanului. Ok, nu, e la malul oceanului. Însă care-i treaba, mă? Care-i treaba cu locul ăsta? Ia lăsați-mă, fraților, puțin să văd care-i treaba aici. Ok, deci trebuie să... Da, trebuie să intru în construcția asta, nu? Gen asta trebuie să fiu... Să mă duc aici sus, ok, nu, vreau să intru aici. Hopa. Iară foarte multe medicamente. Iară foarte multe medicamente. Aici trebuie să fie indiciu, boys. Adică până acum n-am văzut o construcție de asta. Hai să mergem mai sus. Poate găsim ceva mai sus. Ia, pe aici. Avem ce să găsim pe aici, ia. Mă, lasă-mă, bro, odată. Hopa, hopa, mai e încă un loc de ăsta. Hopa, mamă, mamă, ce-i cu zombii ăștia? Hopa, ăștia sunt indiciu? Sau care-i treaba, boys? Ia muriți odată. Hopa, ce-i locul ăsta? Mamă, aici e plin de spawnere de zombie. E plin de spawnere de zombie. Vreau să sparg astea rapid. Deci aici trebuie să fie indiciu meu, boys. 100% e aici. Deci 100% am, mor odată. 100% e în locul ăsta. Boi, de ce se sparge așa de greu? Ok. Bun, hai să mergem înapoi. Ia, aici e indiciu? Sus aici pe schelă, nu? Hai să vedem. Hopa! Acolo e un chest, boys. S-ar putea ca ăla să fie indiciu meu. Nu? Gen, de ce e un chest fix acolo, pe aia de elicopter? Sau aici? Mamă, boys, zice, iară, e un loc destul de ciudat. Ia stai că o să încerc să sparg. O să încerc să sparg spawnerul. Lasă-mă să sparg spawnerul. Lasă-mă să-l sparg. Mamă, s-a spawnat unul fix când voiam eu să-l sparg. Băi, e plin de mobi aici, bro. Lăsați-mă să sparg spawnerul ăsta. Băi, fraților, care-i treaba, gen? Aici e indiciu? Niciun indiciu? Deci, boys, cred că ăla e indiciu. Acolo sus, mamă, cum ajung acolo sus? Dăm niște... A, trebuie să sparg pe aici așa. Bun. Aș putea să ajung așa. Ia, hai să anunc asta cu găsește indiciu. Ok. Hopa, găsit o carte. Bun, fraților. Deci ăsta era indiciul de care se tot vorbea. Însă este o carte cu ha-ha-ha. Ce înseamnă asta, boys? Marius, știam că ești băiat de sculcăreți și că o să găsești această carte. What? Cine scrie cartea asta? Îți spun doar atât, îi am pe prietenii tăi pe care i-am infectat cu sânge de zombi și mai au doar 24 de ore de trăit. Deci, boys, această scrisoare vine de la o persoană care știe că i-are pe Robert și pe Roberta și o infectat. Vino la mine dacă vrei să-i vezi în viață. Fraților, eu n-aș veni, adică aș pleca și aș lăsa în spate pentru că mai au doar 24 de ore de trăit. Nu cred că pot ajunge la locul lui băiatul ăsta în 24 de ore. Și nici măcar să nu te gândești să fugi. Ghiși ce? Și tu ai fost infectat! Probabil ai sângerat mult sau te-ai simțit prost. Chiar am sângerat mult și chiar m-am simțit prost. Trebuie să discutăm ceva. Hai la minus 1450 cu 53 cu 6643. Asta e la vreo, să zicem, aproape 10.000 de blocuri. Fraților, am fost infectat! Băi! Băi, am fost infectat! Uite, am primit și chestia asta de antidot. Nu pot să beau sau ceva de genul. De-aia aveam sânge, de-aia mă durea capul. Cineva m-a răpit și m-a infectat. Boys, ce ziceți? Credeți că mă minte persoana asta? Și vrea doar să mă atragă în cursă sau să mă duc să mă întâlnesc cu ea? Deci totuși suntem în ziua, mai am încă o singură zi. Ziua asta pot să evadez sau pot să mă duc să mă văd cu ea? Ce ziceți? Merită să iau riscul ăsta? Gen, eu aș putea să evadez, dar s-ar putea să mor. Nu știu, man, nu știu, voi să mă duc să mă văd cu persoana asta, scrieți la comentarii. Eu închid aici și ne vedem în ziua nouă. V-am pupat pe toți, pa, pa! Băieți și fete, bine ați venit la o nouă zi în apocalipsă. Însă, fraților, sunt foarte, foarte confuz. Deoarece, chiar acum în fața mea, ghici cine se află. Fiți atenți, 3, 2, 1 și... Hopa, sunt chiar Robert și Roberta. Deci, băi, fraților, știți de data trecută că trebuia să mă văd cu un așa zis domn sau bar n-am, cu așa zisă persoană care ci că i-a răpit pe Robert și pe Roberta și na, toți suntem infectați ca și zombie și mai avem puțin de trăit. Însă, fraților, am venit acolo, după m-a apucat ceva durere de cap, am leșinat și uitați-vă
unde m-am trezit, boys? M-am trezit în acest pat cu Robert și Roberta și ce este ăsta pe care încă nu l-am deschis, că mi-e frică să văd ce... gen, mi-e frică să mă uit ce-i în el. Însă aud foarte, foarte mult zombi. Nu știu unde mă aflu. Însă, băi, sunt fericit că m-am întâlnit cu prietenii mei, cu Robert și cu, Roberta, și acum putem merge liniștiți către insulă. Însă hai să vedem care-i treaba. Hai să vedem ce se află în acest chest, fraților. Băi, sunt chiar foarte, foarte fericit că v-am văzut, băi, Robert și Roberta. Deci, pe bune, nu aveți idee. Sunt super fericit că nu sunt singur în această apocalipsă. Hai să vedem ce-i în chestul ăsta, boys. Opa, e o carte. Hai să vedem, boys. Poate sunt felicitat că am avut noroc, că am avut tupeul și deodată curajul să vin aici să-mi salvez prietenii. Haideți să vedem. 30 de minute. Hopa, e o carte cu 30 de minute. Deci pe adivonesc că mai stăm 30 de minute aici, nu? Hai să vedem. Ha, cât de prost ai fost. Marius, te anunț oficial, mai ai 30 de minute de trăit? Fraților, ia stăzi, ok, acum chiar sunt panicat. Nu doar tu, ci și tovarășii tăi. Sau dacă stau să mă gândesc, prietenii tăi mai au 25. Băi, fraților, cine e omul ăsta și de ce se joacă cu viața noastră? Însă ai noroc că mie îmi place să mă joc, în general cu viețile altor oameni. Așa că, probabil ai observat că ești sub pământ, însă ai noroc, ești sub un sat. Ok, este sub un sat. Sunt destule case în jurul tău, iar în una dintre ele se află un chest cu 3 antidoturi. După ce luat antidoturile, poți pleca pe insula de salvare. Dar îți spun sincer, am făcut asta la mai mulți oameni și nimeni nu a reușit. Cine-i omul ăsta, fraților? Și de ce se joacă ca în Squid Game, pe bune, cu viețile noastre? Deci sunt foarte multe case și într-una se află 3 antidoturi. Dar răspuns sincer, am făcut asta la mai mulți oameni și nimeni nu a reușit. A făcut asta la mai mulți oameni. Ce mișto este de joci de apocalipsa cu oamenii de rând. Ha, ha, ha. Ha, 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 om fără suflet. Ok, băieți, avem o nouă misiune. Avem 30 de minute să găsim 3 antidoturi pentru a supraviețui. Însă, băi, după... bănuiesc că după o să putem să plecăm în sfârșit pe insula de salvare. Robert, Roberta, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să mergeți să căutăm antidoturile? Haideți, nu ne putem lăsa acum. Mai avem doar 30 de minute. Zi, băi, Robert. Prieteni dragi, știu că probabil v-ați fi așteptat să zic ceva motivațional, dar nu. La ce te referi? Cred că putem să spunem toți că aici ne-a fost sfârșitul. Băi, alo! Vă dați bătuți? Nu mai avem ce să facem. E imposibil să avem norocul să găsim antidotul în vreo casă de acolo. Nu e imposibil, băi, Robert, nu ne dăm bătuți fix acum. Pe bune, mai avem doar 30 de minute. Suntem morți. Aie, eu zic să rămânem aici pe veci. Băi, Roberta, spune-i lui frate tu că a luat-o razna, nu știu, okay, că asta cu zombii eu șterg mintea, ce are? Da, Robert din păcate are dreptate. Băi, ce s-a întâmplat cu voi? Cel mai bine e să rămânem aici, deoarece o să ne transformăm în zombie și e mai bine pentru ceilalți supraviețuitori dacă mai există. Aie, măcar am încercat, mi-a făcut plăcere să te cunosc, Marius. Mie nu mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Deci acum, da, îmi pare rău, dar da, ne-am întâlnit într-o apocalipsă. Sper că nu vă supărați. Însă, băi, nu ne putem da bătuți aici. Trebuie să mergem și să ne câștigăm antidoturile. Nu, stați aici că mă duc eu, mamă, boys. Deci stai atenți. Sunt într-un sat și pe aici, pe lângă, ar trebui să fie antidoturi. Super, super simplu. Adică, da, vă dați seama că nu e chiar așa de simplu. Însă aud foarte mult zombii. Hai să spargem aici, boys. Let's go, să spargem dirt-ul. Trebuie să fugim, boys. Mamă, ia stai, băi. Ia sparge. Te spargem și asta, ia. Ok, mamă, ok, boys. Sunt destul de mulți zombi. Mamă, sunt prea mulți zombi. Ok, trebuie să iau pe altă parte. Trebuie să iau pe altă parte. Mamă, fraților, băi, eu nu știu ce se întâmplă. Deci, suntem într-un sat și trebuie să găsim casa cu antidoturile. Ok, ar trebui să sune destul de ușor. Trebuie să găsiți casa, boys. Mai avem 30 de minute. Trebuie să mă salvez și pe mine și totodată să-mi salvez prietenii, gen. Ok, găsim 3 antidoturi, deci practic ne-am salvat pe toți. Ok, mamă, lăsați-mă, băi. Alo. Alo, zombie, lăsați-mă în pace, băi. Ok, fraților, bun. Ok, bun, haideți. Opa, ok, prima casă, bun, fraților. Deci, băi, trebuie să găsim odată antidoturile alea. Mamă, men, deci sunt într-un chest 3 antidoturi. Ok. Bun, hai să vedem. Aici trebuie să fie, nu? Ca altfel n-ar fi fost casa asta aici. Hai să dăm o grenadă. Haide. Hai, explodează. Bun, a explodat și intrăm înăuntru. Hai, frumos așa, let's go, hopa. Bun, boys, deci, băi, casa asta n-ar fi fost pusă aici dacă nu era un antidot în ea. Mamă, ce-i asta? Boys, ce-i asta? Ok. Nimic aici.
Ok. Nimic aici, boys, ok, deci nu e nimic absolut niciunde. Și ea cred că vor să mă moare. Ok, boys, bun, deci toți zombii din satul ăsta sunt după mine. Hai să mergem să căutăm și celelalte case, nu? Că trebuie să fie mai multe. Hopa, uiteți-vă acolo, boys, băi, trebuie să o găsim. Trebuie neapărat să găsim antidoturile. Există antidoturile, nu? Mamă, boys, cum ar fi ca băiatul ăsta, care tot se joacă cu viața noastră, să se joace pe bune, man. Să se joace pe bune și să nu existe niciun antidot, dar nu cred asta, boys. Am aruncat grenada, hai. Sparge. Sparge și aici, hai. Nice, ok, bun, am intrat înăuntru. Suntem în această biserică. Unde-s chesturile, mamă? Ok, punem asta aici să nu poată să intre aia. Unde-s chesturile, bro? Numai sus sunt chesturi. Mamă, man, boys, trebuie să ajungem sus pe aici. Ok, 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 ok. Stați că aici sunt spawnere de zombie. Mamă, lasă-mă să mă duc sus. Lasă-mă să mă duc sus. Ok, boys, mamă, să spargem asta. Bun, mamă, uitați-vă aici câte chesturi, boys, trebuie să fie aici. Mamă, numai mâncare, boys. Glock 17, băi, numai mâncare. Mamă, dă-mă mâncare asta, băi, da. Numai mâncare e aici, băi, nu vine să cred. Nu vine să cred, numai mâncare e pe aici. Mamă, boys, ok, bun, deci mai avem niște case. Mai avem casa asta și casa aia. În aia nu cred care cum să fie. Mai avem casa asta și casa aia. Astea sunt singurele noastre speranțe. Că vom mai găsi ceva, boys, haide, pe bune. Hai, mă, te rog eu. Hai, dați-mă, băi, unde sunt antidoturile, pe bune? Nici aici. Oh! Cât de cât? 85 antidot. Boys, ăsta să fie? Dar trebuia să fie 3, man. Hopa. A, bun, pe aici cred că intri. Ăla să fie, boys? Hopa, am găsit antidotul, bă. Ăla e un antidot doar pentru mine. Ok. Boys, ăla să fie antidotul? Dar nu cred că e la antidotul, man. S-ar putea că ăla să fie. Mamă, cât ești pe aici? Ok, boys, mai avem și casa asta. Deci asta trebuie să fie ultima casă pe care... Na, pe care o găsim aici. Am venit și mai avem și aia. O să mergem și acolo. Și na, boys. Asta trebuie să fie antidoturile, dar trebuia să fie 3, nu așa zice ăsta. Se află o casă cu 3 antidoturi. În casă nu erau 3 antidoturi, boys. Oare aici o să fie? Eu filmez asta, nu? Băi, fraților, oare chiar am găsit antidotul? Mamă, oh! Ok, bun, am spart aia din greșeală. Aici iară n-avem niciun antidot. Deci, băi, fraților, ăla să fie antidotul, gen? Bă, dar trebuia să fie 3, men, nu-i pot lăsa pe Robe și pe Roberta așa, pe bune! Gen, în primul rând, nu știu dacă e la antidotul. Și în al doilea rând, e doar unul, man. Trebuie să fie 3. Ia uite, mai avem și una acolo. Haideți-mă să fie aici, vă rog eu. Mamă, nici aici nu e. Bă, boys, unde sunt antidoturile, man? Pe bune. Băi, fraților. Băi, fraților, ăla să fie antidotul. Să încerc să-l iau. Dar trebuie să fie 3, boys. Și dacă iau antidotul ăla prost și mor după. Mamă, man, trebuie să fie 3, bro. Mamă, uite, scar. Luăm scarul ăsta black. N-avem ce să facem, îl luăm. Ia uite, muriți odată, băi. Dar nu, boys, nu, băi. Deci trebuie, mai e vreo casă pe aici? Mai trebuie să fie o casă, boys, în zona asta. Mai trebuie să fie neapărat o casă, man, pe bune. Oh, ok. Ok, mai avem și asta. Măi, dar asta nu știu dacă e să fie. Hai să aruncăm grenada, let's go. Am aruncat o grenadă, hai. Sparge-te, rupe, pau, așa. A, n-am intrat înăuntru, bravo nouă. Băi, fraților, să găsim antidoturile aici, aici cred că e chestul în casa asta, nu? Băi, fraților, avem un singur... Uite, uite și pe ăsta. Avem un singur antidot, man. Ce putem să facem? Băi, ce naiba, man? Lăsați-mă, mă, să intru înăuntru. Băi, fraților, nu mă mai lasă ăștia să intru înăuntru, ok. Ok, o fi că aici e antidotul și apără clădirea, man. Mamă, lăsați-mă în pace, boys. Mamă, lăsați-mă în pace odată. Așa, boys. Oh! Băi, voi vedeți? Zombie cure, ăla e antidotul. Fraților, le-am găsit. Băi, nu vine să cred. Le-am găsit pe bune. Mamă, muriți de aici. Ok, bun. Trebuie să ieși de aici acum că le-am găsit. Băi, fraților, ia stați. Mamă, băi, nu mai am nimica. Glock 17, asta e Glock 17. Mamă, băi! No, o să mor, o să mor. Ok, boys, deci am găsit antidoturile și trebuie să le luăm de acolo. Însă sunt foarte mulți zombie, mamă, și eu mai un pic și mor. Mamă, dă-mi ceva, dă-mi unde asta. Așa, dă-mi un first aid bag, așa, dă-mi. Bă, Glock 17, asta e Glock 17, bro.
Așa, bun, așa, hai, dai. Bun, trebuie să mă urmă astea și să luăm antidoturile, boys. Trebuie să ne facem loc în inventar, dacă e că avem. Mamă, ok. Lăsați-mă în pace, boys, și nu vine să cred că am găsit antidoturile. Ok, ok, mamă, voi sunt așa de fericit. Let's go, let's go, man, am găsit antidoturile, let's go. Ok, mamă, mamă, băi, bă, da, zici că știu ăștia că sunt antidoturile aici. Lăsați-mă, lăsați-mă, intru înăuntru. Mamă, băi, dar zici că știu că sunt antidoturile aici. Vă vine să credeți. Vă vine să credeți și dau ăștia. Ia uite, ai o cioară, boys, care-i treaba? Ok? Ha, mă, lasă-mă să iau o dată antidotul. Așa, boys, 3 antidoturi zombie cure. Ok, bun, asta trebuie să fie antidotul. Acum, mamă, boys, acum să găsim unde era baza noastră, că am uitat. Ok, fraților, băi, sunt așa de fericit să le zic la Robert și la Roberta că am găsit astea. De unde era baza noastră? Cred că era acolo sus, a? Sau? Era acolo sus, boys? Acolo sus era? Nu știu dacă era acolo sus, era aici? Băi, fraților, astăzi că avem o altă problemă, nu ne mai găsim baza acum. Băi, băi, fraților, băi, 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 băi. Haideți, man, haideți. Băi, nu le văd numele la Robert și la Roberta. Oh, ba da, ok, mamă, băi, credeam că am murit, ok. Bun, hai să mergem aici, let's go. Hai să vedem, Robert și Roberta, mamă, frate. Mamă, stați să, fiți atenți, stați să sparg astea. Stați să sparg astea și să pun aici ca să nu intre zombii. Punem așa, punem așa, punem așa. Robert și Roberta, nu o să vă vină să credeți. Uitați-vă ce tocmai am adus. Hai, beți chestiile astea și odihniți-vă, pentru că în ziua 10, ultima zi de apocalipsă, vom pleca spre insula de salvare și vom fi liberi. Așa că beți alea, nu stați la discuții și ne vedem în ziua 10. Or, nu credeam că o să ajung să spun asta, însă uite că ne aflăm în ultima zi de apocalipsă, fraților. Mai avem doar câteva ore, sau dacă stau să mă gândesc, doar câteva minute timp la dispoziție ca să evadăm de aici. Și după cum puteți vedea, poate observați că eu sunt foarte, foarte calm, nu sunt deloc panicat că trebuie să găsiți nu știu ce ca să salvez, pentru că, fraților, uitați-vă unde mă aflu. Port îmbarcare spre insula de salvare. Da, ți-a auzit foarte bine. Am reușit să scăpăm de acolo unde am fost data trecută, unde erau să ne mănânce zombie, și am venit la aceste coordonate și ne aflăm la portul de îmbarcare spre insula de salvare. Oficial, fraților, o să fim salvați. Doamne, cât de bucuros sunt. Robert și Roberta sunt jos. O să mă duc și eu, fraților, și o să plecăm spre insulă. Însă, înainte să mă duc acolo jos, vreau să vă arăt o chestie foarte, foarte ciudată. După cum puteți vedea, suntem aici într-un fel de munte, habar nu am. Însă, băi, fraților, de vreo 1000 de blocuri, gen că noi am mers vreo 6000 de blocuri pe jos, de vreo 1000 de blocuri nu am mai văzut niciun zombie, boys. Deci, pe bune, gen, nu vă mint sau ceva, de ce nu puteți vedea și voi? Efectiv, mă plimb pe aici și nu văd niciun zombie, fraților. Adică, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dacă s-au evaporat, dar nu are niciun sens. Nu, uitați-vă, noi am intrat pe aici, în locul ăsta. Uite, pe aici, boi, și dacă mergem și aici în față, bang, 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 vedeți, uite, acolo o casă, însă nici urmă de vreun zombie. Asta mi se pare destul de ciudat, însă, băi, ghicișe, nu mai este problema mea, așa că haideți să mergem acolo rapid la portul de îmbarcare și să plecăm din locul ăsta blestemat. Vedeți acolo jos că sunt Robert și cu Roberta, mamă, boys, nu vine să cred că am ajuns aici într-un final. Hai să mergem jos, hopa. Deci acolo în față, boys, e dita mai oceanul și acolo trebuie să găsim insula de salvare. Mamă, cum e făcut portul ăsta, boys, ok. Hai să mergem așa încetișor, de asta stă pe ceva, nu? Da, mă, normal, e făcut așa. Bun, let's go. Hopa, și cred că trebuie să o luăm pe aici. De unde e barca? Oh! Holy shit, man, ce barca avem, bro! Ok. Păi, dar ia stați, voi de ce nu v-ați urcat în barcă? M-ați așteptat pe mine, nu, Robert, frățioru? Marius, hai deodată, e momentul să plecăm. Doamne, nu vine să cred că am reușit să supraviețuim nici mie, boys. Efectiv, 10 zile în apocalipsă a fost una dintre cele mai grele serii pe care le-am făcut pe acest canal. Foarte, foarte mișto și interesant totodată. După atâta timp o să ajungem pe insulă. Hai mai repede că locul ăsta mă înspăimântă și mai tare. Nu are niciun zombie, parcă simt că stau toți ascuși undeva. Asta am zis și eu, boys. Efectiv, gen, asta vorbeam cu Robert înainte. Băi, de ce nu mai e niciun zombie, bro? Că înainte erau, gen, nu cred că s-au evaporat toți zombii de pe planetă. Știi ce zic? Haideți, bă, băieți, hai să intrăm înăuntru și să mergem să plecăm de aici. Băieți, avem o mare problemă. Avem o mare problemă și nu mai avem timp. Băi, ce problemă avem? Mai sunt doar 20 de minute. Ok, dar ce problemă avem? Acestei bărci îi lipsește ceva.
am nevoie de niște canistre de O2, adică de oxigen. Am nevoie de 2 sau 3. Ok. Hai rapid, ce mai așteptați? Se găsesc foarte rapid și aproape în fiecare casă. Ok, fraților, bun, deci misiune sub presiune. Ok, deci trebuie să găsesc 2 sau 3 canistre de O2. Mamă, băieți, mai nu vreau să cred. Mai avem 20 de minute. Mai avem 20 de minute la dispoziție sau o să murim. Holy shit, ok. Și aici e pe bune, ce mai avem 20 de minute la dispoziție sau această serie nu o să se termine cu un rezultat pozitiv. Ok, deci și că se găsesc în fiecare casă canistre de O2. Hai să mergem în casa aia rapid, ok. Bun, deci a trebuit să găsim, băi, uite și acolo, man, canistre de O2. 2 sau 3 canistre de O2. Băi, fraților, eu n-am mai văzut până acum canistre de O2. Uite și acolo o casă. Băi, sunt panicat rău, man. Cum adică, man, îmi trebuie canistre de O2? Abia acum îmi spui. Ok, n-avea nici Roberta de unde să știe. Ok, sperăm, fraților, să nu fie ce cred, să nu fie vreo schemă proastă și să... Băi, cum ar fi să fie o schemă proastă și să plece Robert cu Roberta fără mine? Ok, o să am încredere în ei. Nu știu de ce m-ar lăsa aici, bro. Ok. Bun, hai să spargem asta rapid. Vedeți, boys, nu este absolut niciun zombie, voi vedeți? Efectiv, nu este niciun zombie și eu nu înțeleg de ce, boys. Ia să vedem, canistră de O2, nu-i canistră de O2, man, dă-mi canistră de O2. Băi, ce numai mâncare, frate, băi, vreau o canistră de O2. O canistră de oxigen, pe bune, bro. Dați-mi canistră de oxigen, am nevoie neapărat de canistră de oxigen. Run, nu run niciunde. Bazuca. Bă, stai că-mi trebuie, dar totuși, băi, canistră de O2, frate, uite și casa asta, băi, a zis că se găsește aproape la orice casă, dar nu se găsește la orice casă, băi, și dacă mă fraiesc că ea? Băi, și fete, băi, sunt foarte, foarte paranoic, îmi cer scuze, dar nu se găsește la orice casă, vedeți și voi, nu? Ne uităm pe aici, nu e la orice casă, băi, și dacă m-au fraierit și-au plecat fără mine? Fraților... Oh! Păi, ce e asta, mă? Credeam că am găsit ceva. Hopa, n-a aici, nu nimica. Băi, frate, micro Uzi, îl iau pe ăsta. Băi, fraților, bă, dar totuși, man, nu se găsește la orice casă. Nici nu mai am vreo casă în zona asta, bro. Mai avem vreo casă pe aici să o explorez? Bro, am nevoie de canistră de O2. Mamă, fraților, Doamne, ajută să nu fi plecat ăia fără mine, bro. Bă, și dacă au plecat fără mine? Acum, dacă tot m-am dus la drum, hai să găsesc canistra aia măcar. Let's go. Avem ceva pe aici, bro? Băi, dacă au plecat fără mine, nu mai am ce să le fac, practic. Vă dați seama? Hai să vedem, boys, poate n-am. Dă Dumnezeu o locație de-asta super, super norocoasă. Să vedem pe aici. Oh! Ok, fraților, nu știu dacă asta se poate pune la locație super norocoasă, însă este un McDonald's chiar aici. Ok, bun. Hai să vedem dacă mai pe vreo casă pe aici înainte să intru în McDonald's-ul ăsta. Că na, în McDonald's șanse de vreo 0% să fie vreo canistră de aia de O2. Ia uite, mai avem aici o casă și după mergem în McDonald's. Băi, astea sunt ultimele mele șanse. Sparge asta. Hai, dă-i. Fraților, s-a buguit puțin jocul. Ce naiba am făcut, băi? Băi, am dat cu RPG-ul, s-a buguit puțin jocul. M-a teleportat stânga-dreapta. Băi, ce se întâmplă, băi? Ok, a dat cu RPG-ul. Mamă, cum ar fi fost să fi spart din greșeală un chest cu vreo canistră de... cu vreo canistră de O2. Uite ce zombie spawner, dar nu se spawnează zombie, bro, de ce? A, mă, canistră de O2, bro. Băi, nu-i niciunde, man. Ce-i asta? Bă, ăștia și-a bătut joc de mine. Nu e o canistră de O2 niciunde. Fraților. Bă, eu cred că ea o să plece fără mine, man. Doamne ferește. Doamne ferește, bro, dar zic și eu. Ia, hai să merge. Deci McDonald's-ul ăsta e ultima mea variantă. Dacă nu, o să murim, fraților. Deci oficial vă zic, dacă în McDonald's-ul ăsta niciodată n-am mai fost într-o situație așa de nașpa. Însă oficial, ia stați. Să tragem una, ia să dacă iară se bucuiește dacă tragem una. Ia hai să tragem, uite, așa. Bun, hai să fugim, grijă mare. Hai. Ok, bun, hai, am explodat McDonald's-ul. Fraților, este ultima mea șansă acest McDonald's. Ultima mea șansă, dacă nu găsesc aici canistră de O2, efectiv sunt ca și mort. Ok, bun, hai să intrăm înăuntru. Na, frate, unde să găsești, mă, canistră de O2? Aici e mâncare, bro. Aici, ce e asta? Canistră de O2!
Fraților! 6 calistre de O2! Ok, bun! Bă, am auzit și un zombie. Ok, bun, încep zombie să apară din nou. Ok, bun, cred că și-a revenit lumea de apocalipsă. Încep zombie să apară din nou. Ok, fraților, bun, hai că ne-am revenit la normal. Bun, fraților, Doamne ajută să nu fi fugit aia fără mine. Băi, dacă s-au dus fără mine, de ce m-au trimis pe mine să iau canistrele de O2? Avem vreo 6 canistre de O2. Uite, acolo trebuie să ajung. Doamne ajută, boys, Doamne ajută. Băi, să nu fi fugit fără mine, man. Ha, mă, pe bune. Mamă, ok. Ok, fraților, dăm și un de-asta, bang, mai dăm cu un de-asta, dăm mai multe de-astea, să explodăm totul. Să nu mai lăsăm nimic în spatele nostru. Acolo, fraților, trebuie să mergem și sperăm ca Robert și Roberta încă să se afle acolo și să nu fi și să nu fi fugit de mine sau ceva de genul, fraților. Ok. Bună, mă, lasă-mă în pace, frățiu. Bă, sari odată. Mamă, sunt foarte, foarte panicat. Mai avem puțin, frățiu, mai avem câțiva metri. Mai avem foarte, foarte, foarte puțin. Haide. Hai că putem. Hai să vedem, bă, unde li-s numele, fraților. Robert și Roberta. Oh, încă sunt acolo, fraților. Let's go. Oficial putem pleca pe insula de salvare. Holy shit. Robert, Roberta, ia de aici toate canistrele de O2 posibile. Eu o să mă bag în bărcuța asta și o să vă aștept, fraților. Chiar acum vom pleca spre insula de salvare.